va trebui să fiu mare președinte de ședință de Consiliul Local. Ați fost convocată în ședința ordinară conform dispoziției numărul 12 din 15.1.2018. Prezenți suntem cu toții. Rapoartele de avizare de la comisii sunt. Putem trece la ordinea de zi. Cu o mențiune, două suplimentări pe ordinea de zi. În comisii au fost prezentate și aceste suplimentări. Proiect de hotărâre privind aprobarea grupului de lucru local și planului local de acțiune pentru anul 2018 privind incluziunea socială a cetățenilor romi de etnie romă, cetățen român, de la nivelul Comunei Scoțeni, și proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Scoțeni cu Societatea Națională de Crucea Roșie România, filiala județului Bacău. Dacă sunteți de acord, să supunem la vot aceste două suplimentări. Mai propun o suplimentare. Pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi este vorba de acel proiect de hotărâre vechi de care discutăm de vreo 2-3 luni. Chiar domnul Anton a citit la un moment dat materialul, raportul de specialitate de la doamna Nikita Diana. Este stabilirea acelui plafon de îndatorare a contribuabililor în baza legii 207 din 2015, în care spune trimestrial, se publică pe site-ul primăriei, în mijloacele de lista datornicilor. Este un lucru benefic, într-un fel, pentru administrația, pentru toate administrațiile, pentru că probabil va mai energiza un pic ritmul de colectare. Și noi ne-am gândit aici, ca o discuție, fără să o dezvoltăm cu vot în cadrul comisiei, la 1000 de lei suma, peste care se vor publica trimestrial, conform legii, datoriile contribuabililor la bugetele locale. Deci la toată lumea. Nu numai la noi, la Scorțeni. În alte părți rezolvată problema. Noi am tot spus că așa s-a tot amânat, mai am mai uitat-o, mai nu știu ce. Eu nu intru în detalii acum cine are interesul sau că nu cred că există un interes acum. Nu există, da? Atunci, dacă tot am uitat-o, hai să o punem acum și o și votăm. Domnul Fegătă, da? Suplimentare, stabilirea plafonului pentru... Este materialul de specialitate, chiar vreau să citim. Și juridice. Raportul comisiei de la compartiment. Privind fizice și juridice. Privind debitele. Care debitele? Păi am zis. Mai mari de 1000 de lei. Trimestrial. Pe site-ul primăriei. Numai pe site-ul primăriei. Da, unde e? Și la primărie. Și la primărie. Și la primărie. Nu, dar... S-a referit la plafon. Nu se uită toți să bei... Mulți de la țară nu se au calculatoare. Nu au. Aveți dreptate. Și pe avizie. Că și în polul la avizie. Da, la avizie. Asta e. Sau eventual și prin... Dacă am spus aviziere, n-am specificat că e primărie, că este avizierul notabil. E bine, foarte bine. Poate trebuie să adică nu fie ceva ilegal, nu? Să... Nu dai lege. Nu dai lege. Mi-a citit documentul... Legea 207, spune trimestrial din 2015. Având în vedere că pe noua, pe repartizarea sumelor de la bugetul centralizat al statului se face conform acelui algoritm în care intră inclusiv modul în care au fost recuperați banii. Deci, cu cât ai, nu? Încasări din debite mai mari, la formula care ți este... La formula de calcul pe baza căruia am primit noi bani de la bugetul de la, de la finanțe, cu cât ai coeficient mai mare, cu atât primești bani mai mulți. Și atunci... Și bugetul poate fi estimat dacă în ultimii doi anteriori încasările depășesc 90%, 97%
din plan poți stabili, mări bugetul. Vorbind de... Da, aici sunt. Oamenii sau și sumele. De tot ce este de la 1000 de lei mai mult, deci stabili și suma. Puneți și suma și numele persoanei. Da. E lege acum. Nu, mă gândeam că numai numele persoanei sau... Păi am spus persoană fizică și juridică. Da, nu suma, mă gândeam la sumă. Și suma. Păi asta mă gândeam, persoana și suma. Nu, dacă în primul trimestru, eu ca persoană fizică am avut un debit de 4000 de lei, da? Voi apărea pe lista respectivă. În următorul trimestru, dacă eu am achitat și am rămas cu mai puțin de 1000 de lei... Nu mai apar. Nu mai apar pe listă. Deci ea fiind reactualizată din 3 în 3 luni, în funcție de dorința fiecăruia de a fi la panou, vom vedea... Acum în asta, și tot 1000 iau și... De ce să fim bun? Cu plin la port, tot cu suplimentare pe ordinea de zi și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Toți? În unanimitate? Am o întrebare eu. Tot că pe proiectul de ordine de zi nu apare... niciun cuvânt de evaluarea până în martie, domnul Colon. Deci, vă spun eu, e vorba de lege aici, hotărârea Guvernului 611 din 2008, articolul 108, alineatul 2, spune clar, în luna ianuarie, a fiecare an, se face evaluarea funcționarilor publici. Da? Și de secretar vorbesc eu. Aici trebuia să apară în proiect de hotărâre, domn primar, dumneavoastră vorbesc așa, trebuia să inițiați printr-un referat și dânsul să-și facă autoevaluare. Nu cum am făcut anul trecut în martie, că eram în afara timpului. Așa spune legea, în luna ianuarie. Că știți de ce? Ne-am notat, domnule. Deci, în luna decembrie, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe hotărârea asta de guvern și a declarat-o neconstituțională și mai este valabilă 45 de zile. Deci, exact până la 1 februarie, de la data când a fost. Iar de la 1 februarie, dacă secretarul nu este evaluat, din punct de vedere al performanțelor profesionale, nefiind evaluat, nu o să mai îndeplinească criteriile de menținere pe post. O să vedeți că ce spun eu acum nu-s prostii. Chiar am vorbit-o ieri cu juristii. Deci nu este pe proiectul de zi asta. Și este foarte important și în avantajul secretarului. Și al dumneavoastră. Că bune dacă nu. Că am trecut asupra un martie, dar știm noi cum a trecut un martie. Că tot am făcut noi presiuni pe aici. Trecem asta la ordine. Și asta este. Nu e... Ați notat, da? Am notat. Nu trebuie să dați un răspuns. Eu v-am spus ce am notat, domnule. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 12-12-2017 și al ședinței din 20-12-2017 și 8-1-2018. Dacă aveți, se scrie cineva? Eu n-am avut în mapă la procesul verbal, deci n-am avut procesul verbal. Deci nu l-am avut. Poate și colegii nu l-au avut. Nu e o nenorocire. Deci procesul verbal. Nu, în vineri, într-adevăr, când au fost terminate mapele, procesul verbal nu era multiplicat. Dar cine a luat de luni și până astăzi, cine a ridicat, erau procesul. Luni, da, vineri nu erau, dar luni a fost procesul verbal. Nu. Deci da. Nu l-am avut în mapă, n-am ce să aprob. Bine, nu, bine, deci nu l-am citit, era, nu era multiplicat. Exista într-un singur exemplar și nu, în 13 nu se puteau. N-au fost atunci gata. Problema este că noi avem tocmai la sfârșitul lunii ședința asta, ședința ordinară la care invoc acum eu procesul verbal, a fost la început, în prima decadă lui decembrie. 12-12. Deci noi pe 25 ianuarie 20-12. Nu avem... Nu, 12-12. 12-12. Nu, dar și noi facem pe la ordinară următoare procese. Da, da. Faceți un atentat. Acum, noi facem... Dar la atentat nu știu poate pe aici. Noi vrem să aprobăm. Avem norocul că există și... Deci acum ce ar trebui, dar nu pierdem timpul. Să citim procesul verbal, că nu l-am avut în mapă, și să ne dăm cu părerea dacă suntem de acord. Dar nu o facem. Să fac o mențiune, dacă îmi permite, domnul consilier. La referatul de astăzi este anexat în spate. La referatul care l-aveți în... Domnul Vasile, da. Acum deci, am venit cu 10 minute înainte de ședință. Vă înțeleg. Nu mai am timp să-l citesc, că este o ședință ordinară, cu atâtea probleme. Deci, asta nu ați fost, vă spun, au fost multe probleme. Și eu n-am cum acum să urmăresc nici colegii dacă problemele noastre sunt spuse acolo, în proces verbal. Pe banda de aia sunt. Da, procesul verbal este documentul care rămâne la ăsta. Deci eu n-am cum să aprob un proces verbal care nu l-am citit.
Punct. Datoria mea este să vă solicit aprobarea, dezaprobarea sau abținerea procesului verbal. Proceselor verbale. Supunem la vot cine este pentru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Hotărâți-vă, domnule, care e pentru mâna mai sus, să nu-ți văd așa de bine. Dacă l-ați citit, 1, 2, dacă l-ați citit, 4, 5, eu nu l-am citit, nu l-am avut. 7. Tu l-ai avut, poate, nu? S-au dat așa. Să dau, acum, pun o întrebare ironică. Să dau pe intervenții, că văd că unii îl votează. Nu l-au citit, dar îl votează. Să dau numai așa, că uite frumoși. Este trebuia votat pentru fiecare proces verbal, domnule. Dar am luat la grămadă, știu. Dacă dumneavoastră veți constata ceva lipsă de pe procesul verbal, să spune. Dar, în general, procesul verbal, nu în general. Întotdeauna procesul verbal se face pe baza înregistrării. Cine este? De 7 pentru? Se abține cineva? Mâna sus ca să... 1, 2, 3, 4 abține, 5 abține. Dar stați că eu n-am votat. 8. Nu ieșea total. Nu ieșea total. Deci este aprobat procesul verbal, procesele verbale. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna decembrie 2017. Asta știți, cadrele didactice, personalul auxiliar și... Se supune la vot? Cine este pentru? În totalitate, în unanimitate, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni pentru anul școlar 2018-2019. În comisie, provenind din rândurile cadrelor didactice, am explicat ce înseamnă această aprobare a Consiliului Local privind rețeaua școlară. La noi nu există modificare, fie de comasare a instituțiilor de învățământ, fie de desființare, fie de mărire, dar nu cred să se mai înființeze ceva. Noi mergem pe aceeași rețea școlară cu o singură unitate cu personalitate juridică, cu o structură grădinița Grigoreni, numai că legiuitorul ne obligă să dăm și o hotărâre a Consiliului Local. Toate demersurile privind avizul consultativ au fost trimise la inspectorat. Numai că trebuie și această hotărâre. Cine este pentru? Ne-a scris la cuvânt. Da. Deci ca să intru tot în explicarea dumneavoastră, în comisie, nefiind de profesie cadru didactic, am fost de acord și sunt de acord cu proiectul de hotărâre, dar am observat că inspectoratul școlar, de fapt, conform legii URU pe 2011, în luna decembrie, să clarifică situația asta pentru anul următor. Dar am văzut aici că ceea ce mi-a sărit în ochi și am și spus-o colegilor și o mai spun aici pentru domnul primar în special, că documentul de la inspectoratul școlar este venit prin fax pe 15-12-2017, este înregistrat la primăria Scorțeni pe 29-12-2017. Atunci a primit adresa. Nu. E trimis prin fax, domnul Vicea. Da? Este numărul lor. Lor, da. Numărul lor. Prin fax. L-a trimis prin fax, ar trebui să vedeți da. Undeva. Bun. La fax să vedeți. Așa de celeritate l-am aprobat noi, că a trecut peste două ședințe de Consiliu Local de îndată. Era o chestiune simplă, cum spunea și doamna, de aprobat. Deci nici nu mai... Era la prima ședință aprobată. Bine că bănuiesc această... În rest nu sunt probleme pentru că... Fost la școală. Nu. La primăria Scorțeni a fost trimis. A fost înaintat de... Da, școala ne-a informat pe noi
numărul de clase, elevi, norme didactice, norme... Avizul a fost clar, conform... S-a dat doar un aviz consultativ către... Deci observația aia mea este pe celeritate. Pe celeritate am mai făcut o observație așa anul trecut. Cu acea organigramă s-a plimbat cu celeritate vreo un an de zile și nu mai știu nimic de ea. Asta e celeritatea. Gata. Când a fost? Am supus o dată la vot. S-a aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli la data de 29.12.2017. Prezintă doamna contabilă. Vă citesc tot raportul? Nu. Aveți dar noi am scris la cuvânt, fiecare problemă ca și la nota. Da. De nu. Data? Cine se scrie la cuvânt? Domnul Cipcă Ionuț. Hagimă. Ovidiu. Și domnul Zan Firescu. Mai este altcineva? Dau cuvântul domnului Zan Firescu. Pur și la obiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli la 29.12.2017. Hai să spunem mai academic. Pentru aprobarea execuției bugetare pe ultimul, pe trimestru 4. 4. Da. De ce? Eu înțeleg. M-am învățat că să fiu înțelegător. Că poate sunt unii care zice, bă, dar ce la 29.12? Că urmează una tot cu decembrie. E acolo informarea. Deci, ascultați-mă că eu nu vă fac observații cu răutate. Deci e trimestrul 4. E trimestrul 4 pentru că noi știm de ce vorbim. Ce rugăminte am? Așa. Bun. Am văzut și mi-a plăcut la o chestiune care ați făcut-o la rectificare. Un proiect de hotărâre care avea la bază raportul dumneavoastră de documentare al compartimentului de specialitate, care chiar mi-a plăcut. Pentru că în fiecare drept scrieați numărul conturilor. La fiecare chestiune. Vă rog, de acum, și la aceste... Deci ne treceți conturile, pentru că ne învățăm și noi, ne facem un exercițiu, așa de... a ne familiariza cu treaba asta, că este, ca să fii economist, să știți că este o meserie grea. E mai grea ca aia de șofer. Vă spun eu. Și ne vom învăța foarte clar să lucrăm și cu conturile. Și știți când ne va fi ușor? Că anul trecut n-ați făcut-o. Eu am tăcut din gură, că eram la început de mandat. Când o să veniți cu proiectul de buget, o să veniți și cu anexele. Iar pe fișele anexe, sunt conturile și ne familiarizăm cu conturile. Deci eu sunt convins că pentru dumneavoastră cererea asta a mea este o nimica. Anexa 1, care reprezintă bugetul, care o să fie la hotărârea de Consiliu, în buget, este defalcat pe articole, pe aliniate, toate conturile. Așa, deci am lămurit-o cu treaba asta. Am văzut aici la asta pe trimestru 4, este o sumă foarte mare, n-ați defalcat-o. La cheltuieli de capital, la secțiunea dezvoltare. Acolo le-am defalcat lunar. Când am dat informare, octombrie, noiembrie, decembrie, da, sunt defalcate. Aici doar pe am centralizat. Vă dați seama, este foarte mult de muncă ca să iau iar toate. În momentul în care dumneavoastră să continuați treaba asta și lunară, dar și trimestrială, și scris numărul de conturi, probabil că nu o să scris la secțiunea de capital aici, o să apară iar un pic defalcat. Deci trebuie un pic pentru transparență, pentru mai bună interpretare a modului cum circulă pe drumul oaselor, drumul banilor, așa, și eu sunt convins că dumneavoastră nu vă este un lucru... Deci eu chiar sunt preocupat de învățarea problemelor de contabilitate de primărie. Și chiar fac eforturi în sensul ăsta. Și atunci nu o să vă mai pun întrebări, sau o să vă pun întrebări foarte așa, pentru că este normal. Poate alții știu mai bine treburile astea. Eu sunt mai prost și vreau să le văd defalcate de acum pe conturi lucrurile astea. Că și în anexa care o face domnul, la hotărârea care acum este pe masă jos, nu proiectul de hotărâre, la hotărârea care o semnează dânsul și președinte de ședință, tot pe conturi trebuie să fie. Nu barbologie. Am terminat. Mai am aici o chestiune, dar după ce intră băieții cu colegii la telefon, acolo am văzut 100 de milioane, iar e pe 3 luni, am văzut, nu?
Totuși eu am cerut, dacă vă 3 luni, public aici, și mereți, am aici. Veniți, o leagă cu telefoanele alea, cu mobilele, pe două chestiuni. N-ați vrut să mai veniți. Eu chiar vă spun că sunteți obligați. În 10 zile voi scot articolul, vreți să-l citesc? Nu cred, l-am mai citit anul trecut. Veniți odată să clarificăm și noi cu telefoanele astea. Sunt sume foarte mari. Bine, aici implică și telefonia fixă și internet. Domnul Cătălin, eu n-am... Da, înțeles, deci eu n-am spus, domnule, voi face... Vrem să vedem și noi, poate este corect cu treaba. Da. Da? Nu deci, voi fi acuză. Păi, da. Nu, deci hai să vedem un pic. Poate totuși, da. Sumele... Când spui că ai 3.500 de lei pe lună la telefon, o mână de oameni, au câte două telefoane? Nu, da, aici implică și fix. Am înțeles că aveți două tipuri de telefoane, una pe rețea, una pe rețea, dar bănesc nu sunt oameni care au două telefoane. Fixurile sunt pe telefonii, pe telecomuri, telefonii fixe și internet, tot ce avem aici care sunt în lumea și mobilul și pe oameni, atât. Dar aici implică tot, grupat. Deci telefoane nu o da de falcat. Nu am făcut un report. Mi-am cerut o dată. Mi-am cerut o dată. A mai trecut o lună, nu s-a spus nimic. Eu am mai cerut și în decembrie. Na, ați avut probleme, ați plecat. Cineva, băi, uitați am venit la comisie. Nu trebuie să ne în ședința propriu zisă. La comisie de buget finanță, ați trecut data viitoare. Uitați-mă, uitați. 3 luni de zile, uitați, astea sunt, ăștia sunt posesori, ăștia sunt abonamentele. Nu sunt probleme, da? Pentru că Mihai s-a sesizat odată o treabă, că a fost o cheltuială undeva, pe la jumătatea anului, mai mare, și ați venit cu urmă și ați spus-o, ați recunoscut-o chiar sportiv. Dom'le, aici a fost o treabă, am mai scos un ban din buzunar. Aveți mare buzunar, e bun. Atât. Doamna Cică? Dar vreau să vă întreb aici, la indemnizații consilieri. Deci, profai am cheltuiesc în luna decembrie, 7.498, iar chiar celălalt, probabil, este trimestrial, da? 33.596. Da, este totalul la indemnizații care s-a cheltuit pe cele 3 luni, pe trimestru 4, cu 33.000, din cauza că foștii consilieri, se știe, au primit în luna noiembrie diferența care... Și mai este o problemă. Au mai fost mici diferențe la unii, poate unul a lipsit, n-a luat. Deci nu, fiecare lună e suma exactă, că se poate să lipsească cineva de la o ședință și mai puțin. Când lipsește cineva de la ședință, am înțeles că suma tot exact e. Ba nu. Ba da. Nu. Ei, ba da. Dacă vrei, o să-ți demonstrez eu ție, dacă tot mă întreb. Cu ce? Nu mă ție personal. Are în luna noiembrie o singură ședință. Nu, 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 că lui nu e asta. Nu, lui nu e asta. A, mie nu mi-a... Da, lui nu e asta. Păi, dar la mine ce... Adică pentru unii numă, pentru unii ciumă. Păi dacă n-am fost de acord, cum am spus odată, și de la 1 aprilie, chiar, nu, iunie, de când a intrat legea, acum de iulie, da? Ne monitorizăm care cum. Apoi chiar am văzut o situație când am semnat statul de plată, că eu nu vin să... Așa. Când un coleg al nostru nu a fost deloc la ședință, a luat banii, da? Și luna următoare, când a zis, treceți-l mă și pe Mircea, sau nu știu cine a zis, corect, a zis, acolo, pentru că a fost, numai că s-a dus la stomatologie. Corect. Nu! A mai fost odată trecută chestia asta de energie. Mai veche. Da. Nu, de aceea, vă contraziceți singur. Eu, deci da. Eu nu mă contrazic. Nu, dar nu e dumneavoastră plătiți. Eu primesc pontajul. Exact, păi dumneavoastră plătiți. Eu mă refer la domn Vasile. Eu mă refer, doamnă, ca să mă scăzi. Doamnă, ca să... Mai dau eu de la mine. Doamnă, eu nu dau de la mine. Doamnă, deci e vorba... Aici înțelegi la dumneavoastră. Deci e vorba de pontaj. Dumneavoastră plătiți pontajul. Dacă s-au dus la domn Vasile și au lipit, eu sunt convins că dacă lipsesc o ședință, eu n-am nevoie să iau banii, domn Vasile nu mă trece 3 ședințe acolo. Păi nicio problemă. Ei, alții nu vin la ședință și îi trece 3 plus. Aici ai simpatia asta. Am glumit că practica asta nu e dacă nu trecută, tot așa. Nu, aici vorbesc cu Mircea, nu mă bag. Să vă spun. Vorbesc cu Mircea, nu mă bag. Haideți să trecem la următorul. Eu n-am făcut un caz, să mai întâmplă. Îmi tragem o învățăniță. Să mai întâmplă, nu, dar vreau să spun că atunci am întrebat de domnul. Dacă nu spun eu nimic, ce spuneți dumneavoastră? Stați liniști și vedeți-vă de domnul. Păi asta e la problemă, dacă nu s-a supărat domnul Ambăruș? Păi ce e bun, vedeți-vă de treabă. Să meargă primăria cu alte treburi, da? Exact. Mai e ceva? Hai, ții. Dar alții nu vreți. El cu bun și curent electric în mâna public, 26.000 și reparația de țea iluminat 14.000.
Deci curentul electric este cel care vine de la facturile de la Ion, pe toate locurile de consum, iluminat public, toată comuna, iar reparații la iluminat, și nu, instituția nu este pe Antoan, iar reparațiile, doamna Vici și cu cei care sunt în comisie știe unde s-au schimbat lămpi, s-au făcut reparații pe rețeaua de iluminat. Ventilația la iluminatul public. Da. Adică unde s-au înlocuit curentul electric, unde s-au... separat, reparațiile sunt separat pe Alcon. Da. La baza sportivă am văzut aici că toată suma a fost plătită. Toată suma, da. Da, da. Ca să nu pe ce am făcut noi recepții. Toată suma la ce s-a făcut, dar mai e o diferență. Noi avem, noi am recepții pe 1.200.000 aici, cu toții. Noi am... O, dirigerele de șantier, aici am suma de 1.200.000. Deci ai plătit, ai plătit, mi-ai spus, ai plătit, dar cel cât te-ai trezit, cât ți-a venit... gazonul, dar iluminat de zile suma totală. Deci nu ce s-a plătit deci acum. Deci devizul nu era 1.800.000. Devizul care a fost acum 2 luni. Da. Da. Aici ai plătit 1.800.000. Ți-a trebuit numai gazonul. Și la primăvară poți să-ți mai ceară nu știu cât pentru manoperă, pentru montări. Deci măcar, doamna, dacă nu e așa, nu te refreșit. Deci, e, banii cheltuiești pe un an de zile, scumulați acolo. Deci noi mai avem o diferență de 50 ceva de mii, 60 de mii, care avem... ați înțeles? Ai dat acum ai explicat-o, da. Ai dat-o. Da. Eu o să urmăresc. Ești banii până de zile, ce s-a plătit. Ai dat explicația, eu o să urmăresc pe primăvară, dacă acei 50 de mii apar. Eu acum am tras concluzia că am văzut că bate cu acel deviz de la consulting, nu știu care, da. Bătea chiar cu devizul final. Nu, dar era începutul anului tot. Dar era și suma de vreo 500 de mii de la începutul anului, care de fapt este aici. Și a rămas din... Diferent, nu e, chiar ăștia au rămas. Dar eu o să urmăresc, ca să știi. Da, 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 cu dragi. Domnul Mihai. Mai ai Ionuț ceva? Da, nu am, n-am văzut ceva aici. Poate mi-o sărit mie, poate. Cei 10.000 de lei care s-au dat la școală? Da, da, da. Nu mai apar la noi. Apar la ei. Okay, da. Iraia 10.000 de lei nu apare pe cheltuiala noastră. Banii 10.000 de lei s-au dat pe rectificare de buget care au plecat din contul nostru în contul lor. Deci execuții bugetare, cheltuiala de 10.000 de lei apare pe școală. Deci eu fac execuție doar pe primăria. Dacă tot am ajuns, chiar dacă nu am fost înscrisă pe ordinea de zi, cu privire, dacă tot a venit vorba acum pentru bani dați de primărie către școală, chiar rog și să fie și înregistrat, și cred că și dumneavoastră sunteți în, de aceeași părere cu mine, să ne fie și nouă prezentată această execuție de la școală pe ce bunuri, pe ce s-a cheltuit, toate sumele, că de fapt nu a fost numai, numai într-o singură tranșă. Am cerut-o de mult. Am cerut-o, nu s-a prezentat. Din 2016, chiar când... Tu te-ai reținut. Trebuie să ne fie prezentată. Dar cum faci tu informare lunară? Cum informezi pe noi? Să ne informeze și școala. Și facem nouă execuție. Și nouă, vă pot scris din partea primăriei. Asta a spus o dată. Sau trimestriale virtuale. Să facă, dar asta s-a spus. Adresă scrisă. Știu, dar... anunțat, dar dacă... Că tot a zis Ionuț... Uite că... Da. Am omis și noi. Păi nu, că eu nu-ți am zis bine acum, da. Stai și mă gândesc. E foarte bine. Cred că chiar nu scăpa. 10.000 de lei. Aia sunt acea hotărâre care a fost anunțată de ședință. 20.000 stați de la primărie. 10.000 au fost pentru anumite... Dansuri și așa. Așa și 10.000 de lei pentru festivalul Vatra Satului. Și n-avem încă... Nu mi-a fost prezentat în modul cum a fost chiar tu. Domnul secretar. Domnul director la ședința următoare vine cu... Ăsta la altul, cel mai e, că mai avut 35.000 de lei, iarăși dați de bătărie, nu? Da, mai mult. N-are nimic, ne prezintă de pe tot anul 2016, deci mai departe, Ovidiu. Niște clarificări mai mult la achiziționări ghirlande. Câte au fost în data, domnul primar? De curiozitate. Bună întrebare. Păi, dar le-am lămurit. Au costat mai puțin ghirlandele decât demontatul lor. Nu, nu, dar numai puțin. Eu vreau să... Bă, să vă împlinic aici. De ce și întreb? Anul trecut... Doamne, veniți înapoi că răspundeți de ghirlande. Da. Anul trecut au fost, oricum, mai puține ghirlande. Așa. Au costat 80 de milioane. Acum s-a făcut un progres. Au fost mai multe...
Irlande. Sigur au fost, că astea au fost mai ieftine, bănuiesc că s-au fost mai multe prezare. Au costat mult mai puțin. Nu știu, dar va costa triplu de montarea lor, domnule. Dar nu, dar... asta a fost numai montarea? Montarea, 50 de milioane? Păi stai să vedem la comunitatea recepție de montajul. Deci când nu te saturi, domn profesor, cu mâncare, mai reglezi din pâine. Așa o să reglăm de aici, din de montări. Nu, dar eu am fost curios prima dată să văd cam câte gustate. Eu am cerut o copie, că atunci când au fost date jos, să pot să verific. Și sunt 27, ghirlandă 180 de leduri, alb rece cu cablu, 27 de bucăți. Și instalație 0,7, nu știu ce n-am scris, 14 bucăți. Alb și albastru, da. Și ștecherele, știți că s-au cuplat câte două, 25 de... Nu, dar domnul Hașman punea întrebarea cât a costat pe stâlp, montat de montat. Și pe cât stâlp ați avut? Toate ghirlandele, 50, aproape 55.000 de lei. Montatul nu. Nu s-a facturat. Deci aici e montat ghirlande. Montat ghirlande. Montat ghirlande. Dar nu, nu au fost numai montat. Au fost inclusiv ce alte servicii au făcut ei pentru înlocui becuri. Nu e numai... Dar ei au fost separat, montat și separat. Este montat, de separat, montat, ghirlande de Crăciun. 5.700 de lei. Și ghirlandele 4.994,5. Deci 4.994,54 au fost... Am venit vreo 40 ceva de ghirlande, nu? 41 de ghirlande. Doamna... 41 de ghirlande, unele n-au fost... Ultimele cumpărate. Ultimele. Pe mine nu mă mai interesează luminile de montare. Da. Mi-au ieșit luminile din cap. Vreau să văd și eu luminile la demontare și costurile la demontare. Nu știu dacă... Nu, la mine demontare atât am... Nu venim cu factura. N-am venit cu factura. La recepție la demontare, să vedem. Atunci să vede. Se reglează... Vedem atunci. Nu s-a făcut situația de lucrări, se face conform sumei care e stabilită din... Deci merităm și noi de la... Deci lucrurile cu o sumă estimativă... Sperăm că la cu achiziționarea nu o să mai avem probleme de ghirlande... Dacă mai avem bani mai mult, ca și sau mai multe, da. Mai multe, nu? Și o altă clarificare, că nu știu ce înseamnă. Implementare OSGG 400, ce e asta? Deci, OSGG 400 este o măsură lăsată de Curtea de Conturi, control intermanagerial, care trebuie să fie dus la îndeplinire. Și este o parte din documentație care este făcută, mai urmează să ne depună și cealaltă documentație. Control intermanagerial s-a mai făcut în 2016 și este lăsat în raportul Curții de Conturi obligatoriu implementat de instituție. Și încă ultima problemă și cu asta am terminat. Era cu prestări ce e asta de 4.000 de lei. Prestări servicii inventariere. Deci inventariere pentru inventariere a venit cineva, nu? Da. La altă parte nu se face. Ca să o luăm de la zero, fac o analiză concretă pe bunuri de tot. 2.600.000 total factură. Și s-a realizat inventariere? E spre final. Mai e un pic de lucrat, de numerotat, sunt bine, identificate. Intră în banii ăștia sau o să mai plătim? O să mai fie o diferență de 2.000, deci contractul este pe 6.000 per total. S-a plătit în decembrie 4.000 o parte din documentație și mai rămâne diferența. Când o să fie, să termine și predă toată documentația. Da. Mihăiță, Zanfilescu? Am o întrebare... referitor la ordine de deplasare. Da. De ce nu le prezentați în execuția bugetară? Să le prezint detaliat cu fiecare. Am făcut o cerere, mai ai consilieri pe o parte din atunci mult, când ai făcut cerere, eu am dat la fiecare nominal pe lună, că a fost și pentru utilaje și pentru autoturism. Deci situația a fost făcută atunci, dar de acum o să prezint lunar. Pe persoane. Și suma care se decontează. Posibil și unde se deplasează, pentru ce se deplasează. Este o chestie excepțională. O să
chestia asta. Nu văd așa ceva. Adică este o chestie excepțională privind transparența, pentru că acum un an, cred că chiar pe vremea asta așa, dacă nu chiar mai repede, și am făcut o cerere să văd și eu situația urmelor de deplasare a unui funcționar public. Și am primit răspunsul joi după Miercurea Ciuc de atunci până acum. Dar dacă dumneavoastră acum chiar văd că vreți să faceți treaba asta, eu spun că este extraordinar, începem să gândim transparent ca principiu de bază al administrației publice. Da. Da. Eu nu am nimic de ascuns, ce se dorește. Domnul primar, știți la ce mă refer? Dar știi cum este mașină la instituții? Știi destul de clar? Adică nu funcționabilă. Ba da, și fiecare poate să mai deplasează, merge. Da, păi n-ai trebuie să te deplasezi. Nu am spus că nu. Am spus că e foarte bine. Dar să prezint... Nu știm că lumea ce... Băgați-o înăuntru, în interior. Da. Adică n-a poate altă persoană folosesc mai mult, altă mai multe. Oricum, am trebuit să fac și o precizare aici. Începând cu 1 februarie, orice raportare privind asistența socială, VMG-ul, compleul ăsta, ASF-ul, nu se va mai raporta decât o singură dată pe lună. Deci nu o să mai poată apărea la direcția de asistență socială decât așpisul, decât un singur ordin de deplasare. Deci se specifică destul de clar. Sunt foarte multe adrese în care îți spune că și am și eu, vă pot aduce situația sau adresa este trimisă pe mail și pe fax. Da, este un lucru bun, deci foarte bine. Deci tu poți să mă și duc la... N-ai ce te faci când ai într-adevăr. Ședință sau... Da. Dar nu ești provocat. Da, iar la fel, pe plan național, se implementează un sistem informatic privind starea civilă, la fel cu bază de date centrală, centralizator, certificate de naștere, de deces, mențiuni și tot, totul va fi în format electronic. Deci la primărie, oricine, din, nu care o să aibă parolă, că nu intru să mă... O să se poată face mult mai ușor verificarea unei persoane. Nu o să mai, nu o să se mai meargă pe registre de 100 de ani. Cum este și la contabilitate. Noi suntem intrați, deci contabilitatea cheltuieli, într-un sistem al ANAF-ului, Forexebook, unde acolo raportăm buget, acum am intrat și cu situațiile financiare, bineînțeles. Deocamdată mergem în paralel și cu finanțele publice Bacău, unde ducem și electronic și hârtie. Dar se introduce în același timp și în Forexebook, în sistemul ANAF-ului. Se văd cheltuielile, se văd bugetul, se vede tot acolo. Dacă nu introduci date pentru a plăti o factură, degeaba aduci ordinul de plată la trezorerii că nu ești în sistem. Deci se merge pe mai mult pe sistemul informatizat. Nu se reducă din hârtii, cum s-ar spune. Deocamdată suntem, mergem în paralel. Dar se reduc din hârtii, din situații. Mai ai ceva de adăugat? Da, aici cu doamna contabilă de când lămurești. Cheltuieri capital, bază sportivă, multifuncțională. Am mai vorbit. Am lămurit-o. A vorbit că l-a ridicat problema. Deci la baza sportivă, ca să-ți explic un pic, la baza sportivă a fost aprobat în bugetul local 192.000, cu toate rectificările pe anul care a fost în 2017. A fost la început de an o factură restantă cu o situație de 7.917,11 lei, dar în total, per an, s-a cheltuit cu baza sportivă 191.837,28 lei. În decembrie au fost cele mai multe cheltuieli. Cei care au participat în comisia de recepție știu despre ce este vorba. S-a achiziționat și centrala termică și gazonul. Urmează pentru în următoarea perioadă curentul electric, care costă cam în jur la 8.000 și ceva de lei, cum am plătit și la stația de depurare și la bazinul de apă, plus celelalte cheltuieli care o să mai fie. Montaj și ce mai deci, deci acum văd din nou că acea factură, acea, acel proiect, acea sumă,
de 1.800.000 nu mai e. Este foarte mult depășită. Că dacă domnul primar invoca că am făcut o plată de 500.000 și intră în suma care a spus-o Mirița acum, este justificată treaba, că la primăvară ne trebuie alte manopere. Noi am recepționat... Noi nu trebuia să luăm gazonul. Noi avem suma aprobată. Deci noi putem depăși suma din proiect. Deci contract, ultimul contract care l-am văzut la Comisia de Recepție, cu Vică, cu ce l-am văzut aici, era devizul de 1.800.000 și 1.900.000, da? Aici în noi am plătit acum 1.200.000 la recepția aia. Dar nu era vorba de gazon, nu erau, mai erau niște probleme de rezolvat. Deci erau câteva sute de mii, deci sute de milioane, care... Cum ați spus și dumneavoastră, venind vremea rea, erau de plătit în primăvară. El acum a sesizat foarte bine că, de fapt, suma e consumată acum. Dar lucrarea nu-i gata. Ca asta am spus și eu. Și aici vreau să... 191.000, aproape 192.000, vreau să vă mai spun că, pe lângă construcția propriu-zisă, care s-au cu ABC proiect, deci s-a mai decontat reactualizarea la proiectul tehnic. Știți că a fost o discuție cu 7.735, este suma care se plătește la firma, separat de Doamne, construcție. Au fost niște cheltuieli pentru autorizația care așa, pentru modificările, pentru de modificările de da. Proiect, că au fost aceleași renunțări, așa, dar suma totuși nu e vorba de 7.000 de lei. Suma este foarte mare, adică o văd la 50-60.000 de lei. Că tu ai făcut plăți pentru manopere neexecutate, nu poți să faci treaba asta. Dar ceva nu există. Păi n-aveți cu ei, măi, da. Ați făcut-o? Păi asta întrebare, bă, nu. Nu s-a făcut Da, în devizul care nu l-am la mine, dar eu o să-l aduc, nu-i problemă. O să vedeți că după chestiunile de modificare ale proiectului, în care, cum a spus și doamna Nedelcu, au mai intrat și alte mici cheltuieli de reîmprospătare a acelei autorizații buclucașe, care nu ne-a permis să facem treaba în timp, în timpul când era vară, nu că iarna nu-i ca vara, așa? Deci era la 1.800.000 și ceva de milioane. De acum, noi avem achiziționat ăsta... Mai avem de dat și noi avem mai bani de dat, că vor fi manovere de plătit și ne punem problema... Că, de fapt, acel deviz cu care a venit ultima oară domnul Aimlai, deci va fi depășit cu mult. Deci omul a spus întâi o sumă de 1.000.000.000, așa, în gros, în aprilie. A venit într-o ședință, într-un timp, în iunie, iulie, eram chiar eu la catedră, unul cu 1.350.000.000 și, pe urmă, a venit, cum ați sesizat bine domnul Mircea, cu 1.800.000.000, din care noi, la ultima recepție, fără să punem gazon, fără să... Am achitat, am semnat cu toții 1.200.000. Deci mă așteptam că aici în asta să văd că nu sunt toți banii cheltuiți și că banii... Deci, de fapt, care e problema? Deci, dă-ți să înțelegi, ați văzut? Deci eu și el a sesizat-o și eu am sesizat-o. Poate și ceilalți colegi. Deci noi vedem toată suma din devizul respectiv achitată. Noi știm acum că din cauza iernii mai avem de lucru acolo de plătit manopere, da? Pentru că gazonul e într-o magazie sau nu știu ce. Și atunci stau și mă întreb din unde apare? Că deja nu mai avem 1.890.000.000, ținând cont și de acele modificări de proiect care erau incluse în suma asta. Păi noi o să mai avem 500.000.000 de plătit. Păi ori e 1.890.000, ori o să fie 2.400.000. Și deci ne jucăm cu sumele, de nu mai știm că voi uitați unii la alții, nici voi mai știți de unde. Prima factură, spuneți doamnă, n-a fost plătit în indemnizul ăsta, ci vă spune și doamna. Deci nu are interferență. Frestanțele. După aceea s-a actualizat, s-a plătit reactualizarea. Da, nu. Deci eu am luat suma, cum a luat-o și colegul și cum au văzut și colegii de aici. Dar nu-i problemă. Bate cu devizul care noi... A zis bine, păi voi ați plătit, omul ăsta a zis bine. Păi voi ați plătit în avans toate treburile. Păi înseamnă că ăla ne-a făcut un deviz și de fapt la plată avem altul la primăvară. S-o plătit și s-o achiziționat-o. Atât. Conform proiectului. Păi văd. Sumile din proiect. Păi văd. Când a venit ultima oară, ne-a spus că suma maximă e 1.800.000 și nu știu cât. Da? Cu modificări de proiect, cu așa, cum știu ce. Și cu dirigente, cu toate problemele, a fost dirigente. Am plătit 1.200.000 și eu mă așteptam că acum diferența până la 1.890.000 sau cât, să fie plătită la primăvară ca manopere. Și acum eu văd că e plătită toată. E plătită manopere,
Hai că să vă dăm de falcat. Vă dă copii, doamna și o să devine. Da? Pe fiecare. Copii la devine și gata. Și atunci rămâne și eu nu ce vrei să mai... Dacă tot era vorba de baza sportivă... Nu mi-a luat nume de rău. Și nici doamna Nedelcu și nici nimeni. Deci discutăm ca să fim transparenți, să înțelegem cu toții că aici nu facem integrare. Așa? Este o neconcordanță undeva. Ceva nu se leagă. Păi eu am văzut că baza sportivă nu-i gata și deja s-a tot aproape la 2 miliarde. Exact, el a reținut, domnule, el a reținut că factura de acum două luni, pro de vizul ăla, deci că l-am ajutat tot aici. Dar de la începutul anului, nu-s toți pe omul. Eu fac facturile stante din anul 2016. De cât, doamna Lidia? Știi că s-o plătit până... Doamna s-o dat grămadă acum, până anii zile. Dar eu am făcut de vizul ăsta din septembrie. Dar eu nu știu ce mi-e dat grămadă. Dar grămadă mi-ai mai băgat și din 2015. Da, nu rezolvați probleme financiare verbal, vedeți cu hârtie, da? Nu rezolvați probleme financiare verbal, vedeți cu hârtie, da? Să luăm o sumă 2 miliarde. Veniți la Comisia de Buget Finanțe data viitoare. Așa, să zic că uite mai fraților, a fost o restanță de 50 de mii de lei. Dacă era trecut aici, era simplu. Așa, care a fost inclusă acum în plățile pe 2017, da, pentru că a fost prima, dar noi, de fapt, din suma aia de 1.800.000, care a fost ultima stabilită, trebuie să mai plătim 50 de... Deci, vedeți, toată lumea, deja toată lumea a înțeles. Da, aici nu e explicit. Nu, e la grămat. Toată lumea a înțeles, dar aici nu e explicit. Nu de la grămat. Da. Deci am lămurit. Da, tot eram la baza sportivă, am văzut și aici suma de 1.190 pentru dirigente de șantier. Aș vrea să știu și eu cine mai este dirigente de șantier la Comenoși. Curteanu Ioan. 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 Curteanu Am văzut că am plătit asigurare în decembrie 451.36. Asigurarea s-a făcut până azi de zi? Până azi de zi, ca să fie. Păi și dacă poți din jumătate. Prinde bani, faci un TPO. Și atunci cu ce ce vorbim? Ca să nu mai... Păi trebuie să-l faci. Banii de la societatea lui Moș Crăciun. Nu avem voie să mai achiziționăm mașina noastră. Este datul de la Fidurgen. Cum îi folosim? Deci contractul, eu i-am spus domnului secretar, i-am spus că în contract, este un articol, contractul, 10.000 de lei sunt puși la dispoziția Consiliului Local. După ce o să am o hotărâre de Consiliu a dumneavoastră, cum vreți să cheltuiți ăștia 10.000 de lei, după aceea vor fi cheltuiți. Deci banii sunt în cont. Eu nu. Deci am uitat-o. Ați răspuns exact cum mi-am închipuit că ar putea fi. Inițiați-o, țineți un pic legătura și să, luna viitoare să ne gândim la banii aia de care au intrat, să-i folosim în jos. Banii sunt în cont. Banii sunt în cont, sunt la dispoziție de Consiliul Local, banii de la Moș Crăciun. Așa au fost, dar nu știu ce, de aceea ați mai întrebat, pentru că așa s-o hotărâți de atunci, că va fi la dispoziția Consiliului Local. Am întrebat dacă am intrat. Da, da, au intrat. Asta în primul rând. Hai la vot, Lidia. Să punem la vot? Da. Cine este pentru? În unanimitate. La punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP. Nu sunt probleme aici. Da, la să vot? Pasă. Este taxa anuală. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 de la hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 21.1.2015 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Master planul nu este făcut de primăria Scoțeni, de UAS Scoțeni, este master planul care suferă modificări în funcție de modificările legislative sau efectiv de modificările bugetului de cheltuieli pentru
nu știu ce era cu apa și apa uzată. Dacă în, prima fază, 2015, eram trecut la master plan în anul pe papă și canalizat în 2025, parcă, 22-25, acum suntem la Muntea Trească. În 2340. Dar esența acestui proiect de hotărâre este de fapt o propunere. Nu este făcut de noi, ci este doar... Nu, dar hai să uităm la propunere jos, că de fapt aia ne interesează. Că noi de fapt aia propunem. Se modifică anexa. Deci propune, noi nu știm anexa asta, anexa numărul 1 la HCD 5. În 22.01.2005, privind aprobarea master planului de apă, așa cum modificările se modifică, se înlocuiește cu anexa în prezenta hotărâre. Bun. Articolul 1, hai să zicem că, na, asta e, așa, bun. Era bine dacă o aveam. Sunt multe. Deci eu am fost cu ideea de a nu multiplica. Sunt în jurul la vreo... Mult, adică e mult. Foarte mult. Un documentar cu 10 rânduri era suficient. O sinteză. Articolul 2. Articolul 2. Doamnă. Articolul 2. Se împuternicește doamna Avram Cristina, având nu știu ce, calitatea reprezentantului Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației Dezvoltare. ADIBU este o asociație de dezvoltare extraordinar de importantă, intercomunitară a județului Bacău. Da? Bun. Eu mi-aduc aminte că reprezentantul în ADIB pe vechiul mandat a fost primarul Mircea Ambrăș. Deci eu nu pot gândi decât prin legea administrației publice locale, 215, scrie foarte clar acolo, că OAT-ul este reprezentat de primar. A fost, vă dau răspuns. Dacă vreau să-mi explicați și care... Și mandat, când era și domnul primar Ambrăș, a fost și doamna Avram, a fost și doamna Claudia Popa, deci ca reprezentant. Dar în AGA se duce primarul și mătează. Ok. Deci în AGA, da. Bun, și atunci... Deci trebuie un reprezentant de gani partea OAT-ului, un puternicit. Da, primarul bun, mare. Pe ce îl mandatăm? Că nu scrie... Pentru ADIM. La ADIM te duci pentru AGA, la ADIM te duci și pentru să plimbi aerul, să schimbi... nu știu ce... Asta au fost din Hai să completăm. Ce mandatăm pe doamna respectivă să facă la ADIM? Nu poți un cadru de la ADIM, domnule. Deci, reprezentantul Unității Administrative Teritoriale este coordonatorul principal de credit, conform legii. Dumneavoastră, dacă derogați această responsabilitate, o derogat doar pe un anumit sau două mandate. E o, solicitare de la ADIP, este o solicitare la ADIP, este conținut cadrul și trebuie respectată. Deci nu că nu vreau eu asta. Sau putea să fiți dumneavoastră locul meu, nu avem nevoie asta. Nu contest asta. Da, asta e... Da, totuși, nu am să nu vă derogați de problemele, că dumneavoastră sunteți imaginea... Dar nu, mă duc. Deci eu mă duc, dar e vorba de el puternicire. Păi și atunci spunem aici, doamna Avram Cristina, om puternicesc pentru să... Facă nu știu ce la ADIC, sau că doar vă știți atribuțiunile în cadrul ADIC-ului. Pentru că nu o să scriem în dreptul lui doamna că ne reprezintă pe noi, oați corțeni, ca organizator de credit la ADIC. Explicați-vă la domnul Jacriescu ce ați primit și cum e. Nu, deci toate aceste proiecte de hotărâri și hotărâri sunt venite în cadrul la nivel de județ. Deci, și acolo, deci domnul primar, așa cum așa i-a afirmat, el se reprezintă OAT-ul în AGA. În celelalte ședințe care sunt, dacă nu poate să ajungă dumneavoastră, este împuternicită doamna Avram Cristina. Și treaba este clară, după părerea mea. Acum, dacă aveți altă părere, nu știu. Deci și ele sunt venite așa cum... Deci eu vă citesc de aici, că am văzut că românește să știți să citiți. Da, vă citesc eu de aici. Se împuternicește doamna Avram Cristina, cartea de identitate, știu ce, în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în AGA. Așa scrie aici, domnule. În adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Păi în AGA tu te duci, nu ia omule. Asta, la asta mă refer. Dacă nu ești primar... Domnul Cotier, eu aș zice ca să fie treaba clară, îmi puternicește și pe domnul primar, așa, și pe doamna Avram, nu se poate duce. Deci aici dar cum este... Dar puternicește, dar ești primar, domnule. Eu mă puternicește. Omule, deci aici n-ai cum să scrii doamna Avram că îmi puternicește în AGA. Că tu trebuie să fii.
Deci eu împuternicește-o pe doamna Avram. Omule, dar așa scrie aici, se împuternicește în AGA. Da, se împuternicește. În AGA tu te duci, omule. Eu mă duc fără împuternicire, zici primarul, domnule. Păi dar atunci împuternicește-o pe doamna, nu în AGA, în alte probleme în relația cu ADIV-ul. În alte probleme... Dacă-i conținut cadră și așa o cerut, acum ai ajută... Păi în AGA n-are conținut că doamna, asta scrie aici, doamna merge la AGA. În AGA mergi, doamna, la AGA mergi reprezentantul, după vorbe... Uite, doamne, dar eu îmi puternicit, dacă primarul nu este, cine se duce? Se duce viceprimarul. Se duce viceprimarul. Pe des ar trebui să împuternicește în locul ăla. Nimic, e prea de hotărât, mi-ați hotărât. Păi nu, eu hotărăsc, eu propun... Consiliul local, eu propun eu să împuternicim viceprimarul. Corect. Exact. Dacă vrea, dacă nu îl împuternicim pe domnul Danilă, pe juristul... Primăriei Scoarțeni. Nu este juridică. Dar nu are calitate de juridică. Deci a promis la doamna. Are spune, dar nu are calitate de juridică. În același timp pune viza de legalitate pe toate documentele. Dar nu am nevoie. Deci propune rămâne valabilă? De acord cu doamna Vici să fie în... De acord. Da, da, da. Cu 13. Deci modificarea la alineatul. La persoană. Doamna... Mai pun logica. La persoană. Doamna și-a propus nimeni. Deci cu această modificare supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 7. Da, haideți să trecem la alea care sunt cu suplimentare. Crucea roșie. Prima care a propus proiectul de hotărâre privind cu plafonul de 1000 de lei. Sunteți de acord? Da, da, da. Da, da, da. Poate aveți vreo, veniți cu vreo altă sumă. Noi ne-am gândit așa. Acum, când, știți cum e, acum, într-adevăr, suntem cu toții. Eu am propus această sumă, pentru că am auzit la comunii de jur la fel. Deci nu am avut eu. Puneți 3000 de lei. Deci doar de oameni, dar vreți 1000 de lei. Să aibă bătrâna care are atâta tire. Ca să ficiu să o plătești, da? Puneți-i 3000 de lei. 3-4000. Hai faceți calculul cât are de plătit la un tir. Poate plătești 30 de milioane, 40. Omul ăla de ce să fie pus acolo? Pentru că eu trebuie să plătesc comisia. Să nu pălțim ca data trecută să nu ziceți la 1000, poate ziceți 10.000. Ascultă-mă un pic, e doar pentru restanțe. Păi da, dar restanța de peste 1000 se plătește. Dacă eu am un tir și dau 30.000. Păi, dar pe... Deci la 31 decembrie sunt niște creditori, da? Dacă ai un tir, ai de unde să-ți plătești. Stai, deci, nu, nu, mă refeream așa ca chestia. La 31 decembrie... Poate să fie salariu mediu brut, minim brut, care e 1950. Care este cel stabilit de la 1900, salariul minim. 2000 de lei și gata. Nu era bătut în cuie. Nu, 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 pentru anul acesta tot asta. Eu am spus că e greu. Da, nu, nu, eu mă gândesc să-mi deșteptă. Șatra? Deci nu am anonimitate de 2000 cu modificare. Deci prima dată am votat modificarea, a doua oară... Modificați modificarea. Știu dacă e bun. Proiectul de hotărâre privind aprobarea grupului de lucru local și al planului local de acțiune pentru anul 2018 privind incluziunea socială a cetățenilor români. Se face centralizare la nivel județean, la nivel județean, la nivel național. La nivelul OAT-ului, cine va prelua responsabilitatea toată administrarea acestei chestii? Organizează grupul local privind incluziunea socială a cetățenilor români în România, din România. După cum urmează, vă dau comisia. Antoni Cătălin primar, Comunivia viceprimar, Avan Cristina, consilieră, asistență socială, Aron Alina Olga, asistent comunitar, Huian Costică, directorul școală, Ceaușu Costică, preotul Stav Florești, în Scoțeni, șeful Poliției Comuna Scoțeni, membru, Antoci Ioana Diana, mediator școlar, doctor Crestu Tatiana, medic. Deci avem un grup de acțiune locală pe problema romilor. Asta e grupul. Din toate sectoarele, din parte. S-a făcut treaba. Și planul de acțiune local, care este planul cadru? După legi, regulamente, al acestei comisii. Cine este pentru?
în unanimitate. Cu Cearoș. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Scoțeni cu Crucea Roșie România, filiala județului Bacău. Există cadrul legal, deci nu sunt probleme. Cu o cotizație de 2000 de lei. 2000 de lei pe an. Da, pe an. Da. Este într-un cadru. Supunem la vot. Național. Crucea Roșie, cu ce o să ne ajute? Tot așa? Bună ziua. Ne aduce o cruce, roșie. Putem să dăm așa bani doar de dragul ăsta. Ne aduce o cruce de culoare roșie. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Dacă aici în comună aveți un copil cu probleme. Intervenții post-dezastru. Un pic. Familii și niște frate din cadrul incendiului loc așa. Inundații. Știi că putem să-i avem. Alunecat din teren. Și bunul la îndeplinirea ca auxiliar a autorităților publice a sacelor stabilite din hotărârile de guvern, legea 481. Deci numai dăm așa 2000 și putem solicita. Da, în cazul de astea supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. La ultimul punct de pe ordinea de zi, înainte de... Întrebări și alte interpelări. Nu, domnuliță! Păi nu, înainte de... Vorbește. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 200 de euro pe an. Pe an. Reprezentând contravaloarea amplasării țeapă de scurge de la stație de epurare a primăriei Scorțeni pentru proprietarul terenului Nița Alexandru din sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău. Bun, dacă îmi dați voi să vă explice o mare și după aia... Deci, în mare, dar cu simț de răspundere, deci trebuie să ne asumăm ce facem. De ani de zile persistă pe teritoriul comunii Scoțeni, în sfârșit vechile stații, forții de alea care sunt așa, din care am luat și sancțiuni, ne-am fost și avertizați și somați de toate instituțiile abilitate ale județului pentru ducerea la îndeplinire și diminuarea sau eliminarea, mai bine spus, a sursei de poluare. Care este o sursă de poluare care iese pe un canal deschis pe proprietatea domnului Niță, Alexandru, urmașul doamnei Niță, care a decedat și îi dânsul proprietate de o lună, două luni de zile. În teren s-au deplasat de vreo 7 luni de zile, ne chinuim, pentru avize, o grămadă de instituții de la nivel de județ, de la DSP, Ape Românii, Mediu, Agenții de Mediu, Gardă de Mediu, toate coroborate una cu alta, au o parte din avize, le-am luat. Dar ultimul aviz care, ultimele avizii care trebuie să luăm de la Agenția de Mediu și de la DSP-ul, suntem forțați, legal, pentru transferul apei tratate care va rezulta din stația de epurare, care va fi montată pe domeniul public, dar transferul se face deja pe canalul ăla deschis printr-o tubulatură, în emisar, adică în râul Boului, pe segmentul de 140 sau 150 de metri care traversează suprafața omului, trebuie acordul proprietarului. Acordul proprietarului se face printr-un act notarial. Proprietarul poate să-și dea acord sau nu poate să-și dea acord. Noi suntem forțați pentru... forțați, când vom lua sancțiunii și sancțiunii vor veni pe Consiliul Local următoare și nu-s mici, sunt 354-500 de milioane. Să ajunge până la 100 de mii de lei, să avem documentul omului prin care o instituție de la Iași, deja am luat legătura cu instituția de la Iași, să face un studiu de impact, pentru că DSP-ul stabilește niște limite minime între casele locuibile și stația de epurare, care este de 100 de metri. Nici o casă din jur nu este la 100 de metri. Atunci suntem obligați să facem un studiu de impact. Studiul de impact cu cetățenii care sunt sub această suprafață pentru mișorarea prin acordul cetățenilor. Se poate mișora, se pot mișora distanțele pentru a putea amplasa, inferi și acordul cetățenilor. Ei, transferul cu apei se face proprietatea omului. Omul, dacă îi dă acceptul, să țineți cont că nu mai poate să construiască pe perioada existenței conductei niciun imobil. Ei, și am considerat, și la ce a spus și domnul Niță, că o sumă de 200 de euro pe an pentru deranjul care și pentru imposibilitatea de a construi, că bea tânăr, poate vrea să-și facă și el ceva, nici nu-i căsătorit, să-și facă o familie, să-și facă o casă, nu este o sumă enormă, 200 de euro pe an. Suntem forțați, eu zic că, cum am aprobat atâtea, pentru 200 de euro,
să stagnăm și să mai luăm amenzi și să ne punem, aprindem paie în cap cu vecinii aia, care tot ne-am făcut plângeri că mirosul la ei se duce în aval, eu zic că nu este o sumă mare. Gândiți-vă bine și dumneavoastră că nu este o sumă mare și suntem forțați pentru așa ceva. Și de la Niță unde traversați? Pe sub pod, la podul nou care se va face. Deci va veni cu tot cu conductă subterană, acoperit, pe podul la Zul, pe sub poder și se duce la Apriu. Pe la Jana trebuie acoperit. Nu, 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 pe bucata lui Tati Jana, n-avem treabă. Noi mergem pe șanță. Pe șanță. Pe șanță, șanță existent. Așa și la Niță, se poate monta această conductă sau țeavă pe șanțul care există de sute de ani din grădina aceea. Măi, bucata omului și cere acord la Agenția de Mediu, deci noi nu putem că vrem, deci ne forțează, deci ține cont, deci suntem forțați, e imperativ. Deci cere acord. Hai să facem altceva. Noi am avut două ședințe la Mediu, ce spune doamna Vici, două ședințe în care am fost invitat la Mediu, unii s-au discutat, iem probleme la nivel de județ, printre care am avut și noi problema aceasta. De fiecare dată când am fost în ședință și s-a luat în discuție acest caz al nostru, deci nu s-a mai discutat, ne dau sarcini. Vii cu astea, e a treia oară, după aia nu se mai pune în discuții. Luna asta eram ședință. Dar Tijana, măcar când o să arăhatul... Nu, hai să vă mai altfel. Ana, ascultă un pic. Lăsați un pic să discutăm, să se înscrie fiecare, să punem un punct de vedere. Bă, și la urmă, pentru că explicațiile domnului primar sunt sentimentale, nici de cum legale. Angajatul primăriei, Niță Alexandru, este în conflict de interes în încheierea acestui contract cu primăria. Punct. Asta este clar. Cereți punct de vedere de la compartimentul juridic al prefecturii, da, pentru că nici în spatele sumei de 200 de euro stabilită de dânsul, nu știm cu cine, nu există o evaluare de expert. Mai mult decât atât, primăria nu are cum să facă investiții pe un teren privat până nu are clar problema terenului privat, e în concesiunea primăriei, este închiriat de primărie. Deci puneți pe listă toate lucrurile care s-au făcut treaba asta, către oficiul juridic al prefecturii, cum a spus și Mircea de la început, ne vine răspunsul trecut de filtrul juridic, atunci, pentru că văd că este o problemă care naște și simpatii și orgolii. Deci, domnul secretar, îl rugăm să se adreseze compartimentului juridic din cadrul prefecturii Bacău, primim răspunsul, și după aceea, în funcție de răspuns, vom vota în local. Schiță pe unde trece, ce studiul de impact asupra... Studiul de impact îl face după acordul, după ce dăm acordul. Studiul de impact. Deci asta e soluția. Ne avem un punct de vedere foarte bine. Cerem o amânare. Supunem acordul. Ar să mai scrie cineva la cuvânt. Știți? Dacă să amână? Seamănă cu condiția asta, da? Faceți adresă la instituția prefectului, la compartimentul juridic, vă vine adresa răspuns și noi atunci discutăm. Da. Eu nu vreau să vă mulțumesc. Nu vreau să vă mulțumesc. Dacă el și-a dat acordul... Nu poate să-și facă casă. Nu poate să-și facă casă. Dacă nu poate să-și facă casă. Dacă nu poate să-și facă casă. Dar dacă nu-ți mai dă băieșii pe scuțeava, dacă ai ieșit față cu primii. Faceți o schiță cu toți vecinii din jur, ca să știți și colegi, domnul Dani Gorenț și domnul... Și să vedem exact dacă nu există altă soluție decât asta. Aveți o schiță, făcută cu o schiță, un plan. Este... Dacă aveți... Dacă veniți... Ce? Ar fi în altă parte? Nu cred. Nu ai fi în altă parte. Nu, dar domnul Cătălin, faceți treaba asta. Dacă oamenii spun și conflict de interese, veniți oameni buni. Vreau să se elimina suspiciunea. Dacă s-o liberi să fie din bucata lui, deci să zicem mersi prin Darcer. Deci eu vă spun în imposibilitatea de a monta spația și când vin la mersi, te coșim local. Pentru că eu mi-am făcut treaba. Lasă, nu mai fugura asta, că m-am înțeles. Că dacă ți-a arăt acum că el a recepționat stația, e de cum e vreau. Hai o leacă. Haideți, dacă noi am cerut. O să nu facă de mers. Nu am milioare. Dar dacă s-a mers, o să o dată mea de 35 de milioare. Solicităm. Și să leagă foarte mult. Cu bun de vedere. Deci este în un interes. Instituția prefectului, la Consiliul Județean. Nu se bat acolo. Și dacă nu vreau să spune, băi, bine. Aveți de timpul. Păi tocmai, aș vrea ce spun. Ia. Deci, această stație de epurare sunt legate blocurile și primărie, da?
Da. Și metodul o să fie, pentru că automat orice vitanjare o să fie făcut de primărie, nu? Deci, Deci ei, pe imobil. A mai fost chestia cu apa, cu astea când... Un caz fortuit. Suntem forțați, deci eu am fost chemat. Suntem într-un caz fortuit. A fost chemat la din cot. Mai hai să-i să fără că a pus. Noi suntem forțați. Cătălin Oarea din Măsit, să-i scot. Vasile, faci o hârtie pentru, da? Deci atât, da, da, corect. Ce ridică doamna Creangă este perfect corect. Cine beneficiază de, cine folosește, cine folosește canalizarea, să plătească școală costul. Eu vreau să fac o școală, înțelegi? Cine folosește să plătească? Nu vreți să-mi plătești și mie, că eu o să fie. Hai să nu fim ironi și vorbim și subiect. Păi da, vorbim cu legea mână, nu vorbim cu legea mână, vorbim cu legea mână, e conflict de interes, nu vreți. Corectitudini. La noi acasă vine cine primăria și ne vitanjează fosile? Tu ai impresia că dumneavoastră aveți impresia că eu luam aceste măsuri dacă nu eram forțat de lege? Da, da, tot legiuitorul ne dă și locul voi să remunerăm în discuție. Legea nu forțează să-i dai 200 de euro. Forțează altceva legea. Nu? Legalitate cu alte chestii. Da, da. Supun la vot amânarea proiectului. Până la data când primim clarificarea de la compartimentul juridic din cadrul prefecturii Bacău. Da. Cine este pentru? Amânare. Amânare. 13 voturi pentru amânare. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu mai trebuie să. Da. Se abține cineva? Vreau să abțin. Vrea să plătească domnul. Da. Liber el, e proprietar din acolo. Da. Nu, dar nu se poate. Adică din banii și celui de la Grigorieni. Exact. Care nu se pișe în casă, să plătească ăla de la Grigoren pentru mine care folosesc canalizarea, nu e corect. Nu este corect. Dar nu avem chiar, nu avem asociații de proprietari la blocurile astea? Că este sau că nu este, asta, nu mai este să plătească. Asta chiar că nu mai este atributul primării. Este lege în care toate blocurile, asociații sau consiliile își promovează singure interesele în raport cu administrațiile locale. Trecem mai departe. Și chiar primăria nu chiar poate să-și asume toate. Înainte de a trece la întrebări, epuizând ordinea de zi, și până ajunge la întrebări, interpelări, declarații politice, aș vrea să vă gândiți până la ședința următoare, fie că este extraordinară de îndată sau ordinară, dacă am putea să găsim o modalitate prin care să organizăm ziua de 8 martie pentru comunitate, deci pentru... Îmi pare rău, bărbați, pentru femeile, pentru doamnele și domnișoarele din comunitate. Să, dacă găsim vreo modalitate. Da, când dați sponsorizări, aduceți bani din sponsorizări și atunci... Și trebuie văzut cu aproximație cam câte suntem. Țineți minte că la o ședință mai din vară, spre toamnă, am propus să fixăm totuși o taxă pentru... Căminul de la Florești și de la Grigoreni, ca atunci când eu, da, aș vrea să organizez o petrecere, cu sau fără... Mai puțin Grigoreni. Mai puțin Grigoreni. Dar Grigoreni nu se poate. Un eveniment cultural? Grigoreni nu faci nici Grigoreni, faci nici Grigoreni. Cum? Ești la Grigoren, faci sărbări. Cum să nu se poate? Ești la Grigoren, facem sărbări. La Grigoren facem dansuri. Corect. Puteți să facem o ședință a Consiliului Local peste vreo 17 ani când cade căminul. La Florești este foarte bine. Că ați făcut revelion, vedeți că v-ați plătit taxa. Păi tocmai de asta așa nu mi-am dat niciun bătut. Apropo că ați plătit taxa, că mi-aș ridica mingea. Păi tocmai de asta. Au mai fost unul care a mai făcut un botez, ce taxa a plătit? Dar nu a fost votată niciodată. Păi n-a fost votată niciodată. Ah, nu s-a plătit nimic. Eu chiar am plătit. Păi, bravo, bă, ai spus adevărul. Uite, așa sunt oameni.
banii de mâine. Păi tocmai de... Trebuie prima oară să ai toate acordurile de la toate instituțiile, ca să poți... Nu. Acolo mai trebuie că ești suplinit. Ascultați-mă un pic. Tocmai de aceea nu să vizam o taxă. Adică, vă rog, aici. Ca să poți să-l închiriezi, trebuie să ai acordul. Nu bagi oamenii acolo fără... Nu, e închiriez cu celui care închiriază. Dacă eu vreau să închiriez, plătesc, pot să mă duc cu doi oameni, cu 40, nu trebuie să depășesc. Trebuie proiect de hotărâre să luăm la ședința următoare și stabilim o taxă minimă. Eu v-am rugat de atunci... Măcar pentru utilități și un pic în plus ca și nu-mi trag așa de conturi. V-am rugat tocmai pentru acolo. Păi, în momentul în ce ați făcut rezolvă, eu nu acolo să am probleme, astea au fost rezolvate de noi. Am verificat să vedem că într-adevăr funcționează. I-am făcut verificări. Dar nu spunea înainte de alegeri când l-am vărut acolo. Am vărut banii, tot. Treaba rezolvată, băi. La lașul, băi. Că noi l-am vărut și concesionat pe 99 de ani, pe fel, nu asta spuneau. Da, nu mai. Problema e, ideea este foarte bună. Acolo s-a omis să stabilim o taxă, nu putem merge mai departe. Haideți în proiect. Hai să nu mai uităm. Să fixăm o taxă. Chiar dacă acum căminul nu este dotat cu absolut. Vezi, da, deci n-am noi am discutat despre taxe, păi am discutat, dar n-ați fost de acord, țineți minte? Nu, n-am fost de acord. A spus bine, ori nu, ori să-mi dăm, a spus. Când era mobilier. Și ați văzut cum să stabilim o treabă până nu legat de alea. Dar n-aș tot nimeni că voi văd ce să dați buzna acolo. Fără scaune, fără aia. Nu, dar așa se picioare, am adus scaune. S-a rezolvat. Eu când am venit cu solicitarea, am spus așa. Cei care închiriază, își asumă. Închiriază cu apă, fără apă, e problema lui. A notat-o domnul... Asta începe să rezolvă acolo. O sumă și eu, 300, 400. Da. La cât fi să mutați? Doamna Vigil, lasă loc să liber, că pe urmă iar o să ne certăm ca la ala cu fiecare. Dacă faci cum e dar 5, dar faci o... Misroanele, trebuie la primis pe la Exact. Locul este foarte frumos la Da, am zis, bă, dăm mai mult, rugăția dă-i mai puțin. Cât așa aproximativ ca să... 3-400 de lei. Ca 400 de lei mari. Da, merge. Da. Pe seară? Exact. Pe săptămână. Pe zi. Pe zi. Pe eveniment. 24 de ore. Pe eveniment. În comisie v-am informat cu... Puneți-vă o sumă, rog, pentru 500 de lei. Acea bonificație pe care v-am primit de la Val. Da, bani. Doamne, eu părerea mea e 100 de lei. Rupia la mână de la anunță. Pe la anunț, 500 de lei. La botezul 2500, la majorat 200, 500 euro. O facem de fapt ca să nu știu. Nu, facem de fapt ca să nu știu. Auzi, domnul, doamna din făcută la trei. Domnul Vasile, da. O facem de fapt ca să nu știu. Nu tai, nu te poți ripotez că e micuț. Un majoraș este așa, la nivelul unui botez. Poate face și noi. Doar asta nu putem, că se face micuț și nu putem. Da. Dacă mor eu, cum pot să facă? Facem concurență. Facem concurență. Deci, facem de fapt. Da? Hai să facem un fel următor. Vorbim și iarăși nu avem niciun rezultat la luna viitoare. Domnul secretar, treceți așa și domnul spun dacă e bine. 500 de lei nunta? Da, așa am zis și eu, da. 400 de lei botezul? Trebuie să scrie, de da. Nu la botez. Cum e 300 de lei la botez? La botez și la majorat, de cam la celălalt. 300 și majoratul 200. La majoratul scopi. Doamne, 200 la majoratul. La majorat vin de 3 ori mai mult ca la botez. Nu contează. Da, păi da, cum ai și pune 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 La majorat, știți că sunt sume mai mari decât la botez. Dar lăsați că abia intră în viață la 18 ani cu... Și banii românii, ca ajută de... Lăsați, 100 de lei și la pregătire. 100 de lei și la tragici utilități, atât. Cortoarul cu schilovat și apa. Nu putem așa. Tarifii duble. Pentru consilieri, tarifii duble. Chiar și de 4 ori puneți. Așa ați plătit și voi de Revelion, dublu.
La mers aș lua suma, răspunderea un schiel, a luat bani. A luat bani, toată. 50 la bani. Da. Da. Nu, aștept, mai facem. Da, da. Merge după la o masă. Da, da. Între pensionar. Dar nu că se prinde. Ia, hai să la discuții lucrul ăsta, pentru că atunci când poate o să existe persoane doritoare să organizeze ziua de 8 martie, și atunci, atunci se există și posibilitatea de a se plăti taxa. Trebuie să recunosc că ziua de 8 martie mă așteptam să o fac ca propunere eu, Mircea, primarul, suntem bărbați. Sau ceilalți. Dar noi am discutat cu doamna. Ia să mai existească bărbați la mâna ce mi-e rog. Doamna fiind doamna din ceva. N-am vrut să îmi pun steaua în frunte, m-am gândit la asta, dar credeam că Cătălin o să o fie. Eu m-am gândit și am vorbit cu doamna. Dar nici într-un caz nu m-am gândit să ne facă o invitație la o martă femeie. Dar acum asta e. Înseamnă că poate la anul vom fi. Înseamnă că la anul vom fi mai bărbați. E cu subînțeles aici. Să mergem și noi. La patru. Da. Mai v-am explicat că stați la mâna noastră. Nu, hai să vă spun și eu ceva ca să termine la replic, mai am început. Vreau să vă spun două vești bune. N-am vrut să vi le spun, dar vi le spun acum. Le-am spus eu, da. Da? Deci, pe Gal, ne-am mai suplimentat cu 100.000 și vreau să luăm un tiraj, multă și o basculă. Și pe cultură, încă 50.000 care vreau să luăm costumii populare și să sponsorizăm copiii până în 2000, cât îi permite legea, pentru cursul de didactică. Cine, da? Galul, da? Când ați semnat contractul de achiziții cu treaba asta? Deci vorbim... Ați semnat contractul cu, dotările la semnat? Nu, contractul de achiziții, că atunci avem bani în mână. Ziziți. Dar vă spun că am dat drumul la treabă. Când e documentul? Ăla-i. Atunci, e proiect. E bine, da. E bine. Deci 100 de mii de euro pentru utilaje, pentru bulto. Da, și basculă. Și basculă. Da. Chiar, da, da, chiar dacă mai trebuie să punem noi ceva. Chiar dacă trebuie să punem noi ceva. Am discutat, am spus cât... 50 de mii de lei. Acum mai sunt la diverse, da? 50 de mii de euro pentru... Pe cultură. Pe cultură. Și am, n-am spus, nu am spus da, pentru că trebuie să luăm costume de dansul pe categorie de vârstă, o să luăm și pentru persoane vârstnice, pe sexe, tineri, copii de anumite categorii, grădiniță, școală, așa, să ne dotăm cu treaba. Asta pe 50.000 de euro pe cultură. Este o sumă destul de mare în care să putem rezolva multe probleme. Eu doar am crevenat. Adică, gata, frecăm 50.000 de euro pe trei lule. Să vedem. Ca idee, ca proiect. Întrebări, punctul 8. Am văzut că pe ăla cu sarcini, domnul Vasile nu vrea să-l treacă. Numai un pic. Treacă de urmă de zi. Acești bani, da, indiferent cât ne-ar costa pe noi primărie, să spunem că nu, să spunem, punem rău în față, nu prindem, cât ne-ar costa pe noi primărie, trebuie să avem propriile costume populare. Corect. Domnule, eu ca și consilier local și împreună cu tot consiliul local, atunci când este un eveniment de 1 decembrie, de ziua eroilor, nu cred că n-am arăta cu toții îmbrăcați la fel în costume populare. Da. Da, de exemplu, mie îmi cumpărați unul de fene și curcan. Ei! Vorbesc cu vin împrumut domnul de la mâine. Da. Domnul colonel. Nu, eu cel puțin. Să încep la gabarit și... Nu mai apela sau a sta la mâna... Nu, pentru că avem noi personal. Aici, domnul. Dar haideți să ne vedem. Asta nu am mai discutat. Să vedem documentul. Deci, cu siguranță vom gândi cu înțelepciune. Cu sau fără, am spus. Deci, cu înțelepciune trebuie să gândim, pentru că suntem săraci și trebuie să le chivernisim și să le chivernisim ca lor. Pe când suntem de săraci, nu putem să luăm lucruri. Și am mai luat în calcul, dacă ne ajută Dumnezeu, că... Domnule consilier, ca să nu rugim. Știu doar de o anumită... V-a ascultat un pic? Dacă m-a ascultat un pic. Știu doar de o anumită parte din suma care vom avea la buget. În funcție de ce ne mai vin și știu mai multe, o să vă chem la discuții și creionăm. Eu am ceva creionat, dar și vreau dumneavoastră să creionăm bugetul și în care aș vrea să prindem și extinderea publică. Să știți, anul acesta am promis, am trecut. Dar avem obligație. Nu, obligație. Nu, mai este valabil, dar vreau să o facem acolo. Să știți despre... Chinerii comune anul acesta, 50 de ani pentru căsătoriții care plinesc anul acesta. Ca să dezvoltăm ideea, deci când o să avem concepția pe buget, îl rog încă o dată pe Niță,
concomitent cu bugetul, și o să o rog și pe doamna Alina, când o să pregătească pe anexele de buget, hai să discutăm și planul achizițiilor publice, în consens cu obiectivele care ni le stabilim pe cele două secțiuni. Ca să nu facem o proiecție. El trebuia, conform legii achizițiilor publice, trebuia să facă o estimare sau pe decembrie, care trebuia să o aprobăm în Consiliul Local ca o estimare. Dar acum haideți să discutăm mai concret, că aia estimarea nu poate rămâne ca element definitiv de plan al achizițiilor de 2018. Având în vedere o idee de buget, da, pe capitolele din buget, putem creiona ca ciornă, în primul rând, planul achizițiilor publice. Hai să facem mai eficient ca anul trecut. Asta și vreau, de asta pentru că am acumulat un pic de experiență. Da? Da. Și atunci putem să-l facem, pe să urmărim pe capitole, pe priorități și pe conturi, pe toate. Pe funcționare, deci, și dezvoltare. Deci exact, avem exact investiții care trebuie să finalizăm, investiții care vor fi în curs. De care ce? Vor suporta și vor finanțare și una și alta. Să vă spun de ce. Pentru că el a făcut anul trecut, din, să zicem că i-am cerut mereu, a făcut planul de achiziții și l-a prezentat prin februarie, când noi nici nu aveam buget. Pe urmă a venit bugetul și noi, în momentul când ne-a venit bugetul, am început să gândim după sumele din buget. Nu mai gândeam rațional după ce am gândit noi optimist în planul de achiziții. Și au început să apară niște chestiuni cu care nu ați ținut cont, pentru că nu le-ați prins în planul de achiziții publice, le-ați trecut și unele n-ați mai venit în Consiliul Local cu ele. Le-ați făcut așa și nu-i corect. Pentru că Consiliul Local, noi, suntem singurul organ abilitat de lege care să hotărâm, să deliberăm asupra bugetului. Suntem micul parlament al Comunei Scorțeni. Cu dumneavoastră, dinpreună, oamenii care duceți la împlinire, la îndeplinire treburile astea și într-o deplină înțelegere și concordanță, putem să ne urmărim planurile astea, dar trebuie și transparență. Păi, dar vreau înainte, pentru că dacă faci 10 comisii de recepție, că de fapt unii se ocupă de alea, unii se ocupă de alea. Cum ai zis adineori, înainte de ședință, eu zic că nu este bine. Că transparența nu mai este. Pentru că sunt lucruri care în Consiliul Local nu mai apar. Nu mai vin. Le găsim, cum spune Mihăiță, cum spune doamna, le găsim în care nu trebuie. Le găsim în, că doamna le trece. Le găsim în execuțiile bugetare, dar noi în comisia, cel puțin în comisia de buget finanțe, care ar trebui să le știm pe toate astea, eventual noi să le mai spunem colegilor de la celelalte comisii, că noi dăm un aviz. Noi dăm un aviz, noi am făcut bine când ne adunăm cu toții. Dar nu mai faceți chestia asta, vă rog eu, anul ăsta. Lăsați toate lucrurile să curgă transparent, să curgă normal, că cu siguranță ne va fi mult, mult mai bine. Și economie pe orice bani. Și nu mai aruncăm banii așa. Pentru că acum suntem la punctul 8. La punctul 8 suntem. De asta m-am ridicat. Da, la punctul 8. Suntem. La punctul 8. În care punem... E 8 de pe ordinea fără suplimentare. Deci la ultimul punct. Pentru că domnul Vasile n-a vrut să ne mai treacă cu sarcinile din trecut. Dar ce sarcini? Cine se înscrie la... Eu știu, am zis că poate e benefic să ne mai aducem aminte ce am mai uitat, dar dânsul a zis că nu mai e benefic. Cine vrea să se înscrie pentru ultimul punct? La ultimul punct? Eu mă scriu la punctul 8, că vreau să-i pun la domnul primar, că dacă tot l-am prins, s-ar putea să nu-l mai văd până la jumătatea anului. Da, îi pun cu 80 de întrebări. Deci, să-mi scrie Eugen, cine? Plec undeva. Oldu? Poate vă promotez în parlament, eu știu, da, nu. S-ar scrieți cu... Adis, Adi, eu știu. Nu, în parlament. Mihăiță, Măgirescu... Da. O Hagimă. Ce crezi că Dancilă... Cipcă. Marcica. Mai este altcineva? Mai vrea cineva? Iorica. Frank. Domnul Sanfirescu Eugen. De pe acum ce mișe? Doamnă, luați băcșul dumneavoastră și domnul asta am întrebări. Domn primar, ca să lăsăm așa să fim... Pac, pac, pac. Da. Planul cu situațiile de listă al Comunei Scorțeni. Situația serviciului voluntar e situație de urgență. Eu tot întreb, mereu. Îți din sarcinile anterioare. Planul a trecut un an jumate. Noi, Consiliul Local, n-am aprobat nici planul situațiilor de risc, nici comitetul. Mi-am pus întrebarea, vă răspund. Planul de analiză și asigurare a riscului trebuie făcut de o persoană juridică. Am și legea în spate care ne obligă. Nu poate să o facă o persoană din primărie.
Deci o să primim din buget și o să facem și pe ăsta. Și n-are drept de stabilă el? Nu există. E ceva documentat aici, e pe lege, v-am un șantic de legile centrale. Deci trebuie prins pe filă de buget. Nu poți să facă nimic. Nu am gândit, răspund, doamne, am decât terena alea. Nu mai lungesc, dar o să vin cu contramăsură data viitoare. Și o să vedem o să spunem. Bine, și vă arăt și legile. Planul achizițiilor publice care am discutat așa, rămâne cum am așa. Aș vrea, dar să știți că vă obligă și legea, să vă văd într-o zi, într-o ședință publică cu televiziunea prietena noastră aici, să prezentați o situație privind starea economică și socială a Comunei Zgorceni. Deci e prin 215, în articolul 63, da, eu să vă vedeți că poate dumneavoastră îl avea. Una viitoare vă prezintă. Deci, chiar am discutat dimineața cu dumneavoastră. În ședință publică puteți face o ședință și la Grigoren sau unde vreți cu tot. Faceți o situație de genul ăsta pentru că eu m-am întâmpinat cu oameni care zic, care mai e situația pe acolo? Omul care trebuie să prezinte situația economic-socială a comunei nu sunt eu. Da, eu de la fiecare. Este un donator principal de credit. Mă mai interesează așa direct de la dumneavoastră, de tot donatorul de credit, dar cu ajutorul doamna Nedelcu, dacă în momentul de față am mai discutat și cu doamna Vice, dar nu-i treaba noastră, ne răspunde doar ce cofinanțări avem noi în prezent pe anumite proiecte sau dacă plătim noi acum. N-am plătit nimic încă. Adică am plătit o parte, ce am avut pe proiectare. Pentru podul să avem o cofinanțare. A plătit ceva? Da, proiectare. Plătim ceva? Plătim acum? Am plătit. Am plătit anul trecut. De când plătim? Și cât plătim lunar sau cum plătim? Nu nimic, am plătit prin lucrări. Dar astea se scad când nu mai pun coeficientul întreg, când... La construire podul de pe vale s-a plătit 30.802. Deci cofinanțarea noastră o să fie de 10%. Pe toată perioada derulării proiectului. Pe toată, da, 10% o să fie. Deci proiectul este de vreo 9 miliarde. 8 miliarde. Suma aceasta se scade. Asta se scade. Deci trageți concluzia așa. Poți să lucrezi direct cu București, cu PNDL-ul. Ah, doamna vice. Câți beneficiari sunt la 416? Acum că dumneavoastră e... 50? Nu. Au scăzut sub 50. Listele sunt afișate la începutul fiecărui luni la vizier. Bun. La... Luna viitoare, la ședință, va fi și aprobarea planurilor de acțiune. Asta vreau să cred. Da. Un plan de acțiune cu aceștia pe 9 ani. Dar a fost și anul trecut. Da. A fost, da. Asta. Da. Și anul ăsta la fel. Da. Așa, da. Când veniți cu planul ăsta... Veniți cu niște concluzii cu care v-ați întâmpinat în 2017. Că am auzit pe unul, chiar a venit la mine și mi-a spus că l-a stăiat de la ajutor social. Și eu l-am întrebat de ce. Că sunt omul primarului. Băi, eu nu țin. Că l-am început să-l întreb de aia, zic că da, e foarte bine că te-a tăiat de la ajutorul social. Când l-am întrebat de treabă. Deci de asta am zis, veniți un pic cu niște concluzii, că sunt convins că v-ați confruntat cu probleme care... Eu mă ocup de efectiv activitățile cu cei de la ajutorul social. Deci cu cei care sunt apți de muncă. În rest, condițiile, dosarul, ce cuprinde dosarul, analiza dosarului, documente, sunt făcute de asistența socială. Da, doamne, dar nu sunteți președinte de comisie acolo. Unde? Da, ăștia, nu? Nu există așa ceva. Nu sunteți președinte? Nu există comisie. Nu există comisie. Deci numai un compartiment hotărăște dosarul? Nu hotărăște. 2-3, nu? E un lucru. Ascultați un pic. Ancheta socială? Dosarul. Ancheta socială nu e făcută de un om, e făcută de o comisie. Cel puțin două persoane. Deci o comisie este. Acolo este o comisie care aprobă un dosar. Da. Nu vice primar. Deci vicele primar nu se ocupă de așa ceva. În schimb, nemulțumirea pornește de la persoanele care n-au mai putut sau n-au mai obținut, de fapt și de drept, documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, pentru că legislația s-a modificat între timp și lor le este foarte greu să înțeleagă că dacă tu stai la un loc cu mămica, nu ești căsătorit și mămica are pensie, nu mai pot să beneficiez de ajutor social. Da, e clar. Deci răspund, deci detaliile de dispoziție. Dacă tu trăiești în concubinaj cu o altă persoană, deci acolo nu este specificat căsătorie. Da. Domnul Vasile. Cei care locuiesc cu aceasta. O rog pe doamna Avram. Degeaba, vin, cu reclamați. La ședința următoare, o invit la ședință, să vreau să ne refreșeze pe noi un pic la...
cunoștințe privind modul cum se selectează cei persoane, deci algoritmul. Din nou, pe chestiunea asta. Pentru că doamna, e clar că nu răspunde de treaba asta, răspunde numai efectiv de planul de acțiuni de muncă. Așa? Și atunci o invit respectuos pe doamna Abraham să vină pe spiritul legii și să-mi facă exact aici pentru toată lumea modul în care un om din poziția simplă de solicitant al acestui ajutor social, cum ajunge și să le spunem public din nou, să mai vadă oameni. Deci este o chestie la început de an, e ok. Cei care sunt vânjoși la muncă, domnule. S-a cultivat lenea cu 416 de ani. Mai sunt și vânjoși la pahar. Concluziile privind executarea inventarierii, este președinta comisiei inventarierii. A patrimoniului Comunei Scorțeni. Scurte concluzii privind executarea inventarierii patrimoniului Comunei Scorțeni. Patrimoniul este și atributul Consiliului Local. De asta am vrut. Păi da, nu, că am avut o discuție data trecută, că inventarierea se face cu personal din surse proprii, de la noi. Și noi dăm bani la alții? Păi, n-am hotărât noi așa ceva, Consiliul Local. În momentul în care la nivel... Când le dăm un leu, când le dăm 100 de milioane, noi nu avem voie să facem așa ceva. Nu avem personal suficient. Doamnă, deci, ascultați-mă un pic, deci nu e... Deci acum nu vă acuză nimeni acolo. Deci noi trebuie să luăm așa. Noastră... A spus ședința trecută că facem o firmă privată. Nu este, nu este treaba asta. Și la, de exemplu, și când s-a făcut cu arhiva, măsura care a fost dată cu arhiva... Cu arhiva s-a făcut... Da, tocmai sunt tot firma a fost făcută. În legea asta spune clar că inventarierea... În curtea de conturi nu ți-a spus să faci cu, cu personal extern. A recomandat, dar în aceeași măsură, dacă la nivelul primăriei tu nu ai personal suficient și calificat... Curtea de conturi n-ar cum să spună că te încalcă legea să faci tu cu cine vrea curtea de conturi. Nu, curtea de conturi ne spune clar. Dom'le, faci inventarierea, că asta au vrut să se refacă inventarierea. Nu te-a trimis la Păpurică Vasile să vină să-ți facă inventarierea. S-a referit la tine. De aceea vreau să vedem, indiferent cum sunt, pentru că privesc atribuțiunile Consiliului Local, vreau să vedem bilanțul, darea de seamă a inventarierii. Cine a făcut-o, cât ne-a costat, ce s-a constatat în ședința următoare. Era de decembrie, da? Adem la cu doamna Lidia, mulțumesc doamna Lidia. Domnul Vasile, spun și la dumneavoastră vreo două, așa să vă încălzesc. Dacă mai știți ceva de procesul ăla de pe 22, care a fost pe 22 acum? La tribunal. Rom Constructor V.V.S. Wat Scorțeni. Asta este primăria cu Rom Constructor. Pe 9 februarie este constructorul cu primăria. Nu, pe 22 acum a fost procesul. Decembrie. Poate sau... Nu, 22 ianuarie. Sunt două procese. Vă dau numărul și la dosare? Nu, e ce dosare. Noi vreau să vă spun următoarea chestie. Deci domnul avocat Zvaranu a fost angajat în dosarul în care cei de la Rom Constructor au declarat, care are termen pe 9 februarie, mi se pare, eu nu pot mă urmăresc, m-a dat afară... Pe 5 februarie, vă spunem. 5, 9, nu mai știu. Pe 5. Eu, așa. Și cel de-al doilea au fost care am dat noi în judecată. Deci al nostru este 16.06. Anul ăsta e pe 5 februarie. Nu știu, nu le urmăresc, este avocat. Eu v-am întrebat de la stadiul de ăsta. Nu știu, nu știu ce să vă spun, pentru că efectiv a fost ședința asta, a fost, că acum am discutat la ședința de îndată cu domnul consilier. Domnul, o punem pe 25 să fie ultima zi din lună, joia. Așa. Și pe urmă trebuie să mă întreb. Luni a fost procesul. Nu v-am spus. În care domnul Țăranu, fiind în situația în care este, el în decembrie, în decembrie el nu s-a prezentat. Nu știu care este procesul. A fost suspendat, vă spun eu. A fost suspendat procesul. A fost suspendat. Paralelii... Dar nu, ăsta nu face parte. Și-a dat seama că n-a participat la proces omul și l-a repus pe rol. Asta este problema. L-a repus pe rol. Treaba mea, da, nu, este problema noastră, că dăm bani. L-a repus pe rol, dar la data de 22 acum, instanța de contencios l-a respins din nou. Adică l-a suspendat. De tot. Este treabă făcăcească, nu este treabă. Păi acum vreau să mai este o singură. Noi cui dăm banii, domn primar? Dom'le, asta este o acțiune conexă la dosarul principal, ca să știți. Cum cui dăm banii? Cui dăm banii? Vă mai aduceți aminte când reprezentați interesele Comunei Ardeoane în robă?
Eu v-am văzut în robă la Comuna Ardeani. Vă mai ajuns aminte? Era în calitate de jurist atunci. Da, acum nu mai este. Nu, acum nu mai are facultate. Eu luat dreptul de a mă reprezenta. Deci, ca să înțelegeți, oameni buni, despre ce este vorba. Deci, prima dată, rom construct un altul în judecată pentru un miliard ăla, cât era? Un miliard 300? 1,8. Sau avem 1,8. Între timp de soanță, s-a făcut plângere la instituțiile abilitate de control ale statului și între timp s-a gândit dumneavoastră să mai fac o acțiune, ceea ce o și semna domnul primar, privitor să deschideți noi acțiune să ne anuleze factura instanța. Da, să conexau dosarele da. La un moment dat. Așa. Și acum, mai departe, sincer să vă spun, nu știu de ce. Bun. Vedem pe 5-2. Da. Dar vă mai întreb o treabă. Că ne-ați spus că ați fost în penal și ați depus o Nu este plângere formulată. Este plângere formulată de primar. Deci tot în contencios. Nu. Penalul nu spune că e contencios. Păi nu. În afară dosarul conex, mai aveți vă o plângere la altă instanță? Este plângere la organele de cercetare. Scurt. Da? La care? La care? Nu, la care instanță? Nu, nu înseamnă că intru în divulgarea aia. Aha. Da, am înțeles. Asta o putem discuta, vreau să vă arăt documentația. Da, da, da. O știu despre ce e vorba, da. Bun, m-am lămurit. Dacă v-ați lămurit dumneavoastră că cu faptul ăsta, că n-am spus-o cu răutate, că eu chiar cred că ar trebui să ne reprezentanți în procesele astea. Am fost. Pentru că sunteți pe funcție. L-a dat afară, domnule. Nu are voie. De ce să mai avem voie? Nu. Omul este pe funcție, are studii juridice. L-a dat afară din instanță președinta. Cine, domnule? Dar dumneavoastră nu i-ați arătat hotărârea de guvern? I-am arătat, dar uitați-vă pe 215 ce scrie. Unitatea este reprezentată prin primar sau avocat. Scurt, ce să mă zic? Nu, nu. Deci asta ați umbit. Deci hotărârea asta... O să mergeți la dosarul cauzei ăsta care... Hotărârea 215 este din 2001. Și-o vă spun. Ordonanța de urgență 26 din 2012. E proaspătă. În sensul restricțiilor de constricții bugetare, am puternicit pe cei care sunt încadrați în administrațiile locale să reprezinte, ca să nu mai dăm bani. Ca să nu mai dăm bani. Dar dacă l-o dat afară... O să nu aveți calitate, o să vină primarul. Liber. Și este de domnule calitate. Să aveți calitate. Eu nu fac eu legile. Eu vă supun. Deci vă rog și momentul de timp. Eu v-am mai citit odată, data trecută, că este o situație temenii justificată în care noi, Consiliul Local, putem angaja un avocat. Și spune aici foarte clar, când nu ai încadrată funcția. Când nu ai... Când nu ai om cu studii juridice. Adică este economist, nu are cum să reprezinte. Dar e jurist ca meșerii. Dar e secretar, e angajat pe post de secretar. Și eu sunt jurist, dar nici eu nu mă pot. Eu mă duc cartea de primar. Adică el fi jurist ca meserie, nu ne poate reprezenta, fi secretar. Băi, 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 cătă. Dar nu facem noi legi, domnule. Trebuie să facem profesie și ocupație. Problema este în felul următor că... Mai departe, mai ești om. Hai, voi. Da. Scurt. Da, noi vă înțelegem. O întrebare. În ședința anterioară am vorbit despre iluminarea podului de la Florești. S-a făcut o măsură, ceva? Am zis că facem niște demersuri. Nici pentru extindere. A fost la Grigore. Acolo de la monument în partea stângă. Hai să vă spun. Sunt trei stâlpi. Mi-a spus băiatul că el ar putea să facă extindere cu cablu, dar automat nu știu dacă, așa cum și pe bord, fiind pe drum național, nu știu dacă noi. Nu, dar așa spus eu. Este o donanță din câteva zile, dată, o donanță din guvern, din decembrie, prin care anul acesta se interzice achiziționarea de sub formă de lizic, cumpărat mașini și extindere. 90-a, 12-a, 2000... Sau extindere doar întreținere, iluminat public. Păi nu se modifică, nu putem face nici. Și... Vedeți acolo, doamna. 10% mai puțin... Și reducerea 10%. Și reducerea. Suntem blocați. Iar acolo pe pod nu cred că există posibilitatea ca noi, ca autoritate locală, să facem ceva. Fără acordul... E sector de drum național. De meu și podul. Dar o să verificăm, dacă m-ați blocat. Da, eu... Cine informare, școala de la Florești, nu știu dacă știți, tavanul de la grădiniță a căzut deja. Până nu cade de tot. Așteptăm să cadă toate.
S-au pus OSB-urile alea, așa. Haideți să, ce m-am gândit, că m-am gândit, să vedem ce bani avem. Eu zic că o să fie, tot cu dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte că am promis că dacă avem bani o să facem la Florești anul ăsta, să reparăm școala, dacă avem bani. În afară de ce avem noi, pe planul global. Dacă avem să ne apucăm de ceva. A spus, da, dar trecutul știi că a spus 50.000 de lei. Și așa școlile au trecut pe școală. Și găsim o destinație. Uitați că sunt cadruri sociale. Doamne ferești, o reparăm. Avem un caz social. Putem ce-i perioadic acolo. Cu tremul, o educație. Îi facem un refugiu. Deci să aveți grijă, așa cum arată, să aveți grijă. Dar ai văzut școala, școala, ce l-am funcțional. Da, am luat în cap. Oricum era luată, dar să vedem ce... Avea notați-vă și dumneavoastră pe hârtiuță, că poate uităm. Orice constatare pe care o faceți de cursul perioadei viitoare până la buget, cu privire la reparat nu știu ce, sau... Uite, cum a fost și acum cu școala. Notați pe o bucățică de hârtiuță și atunci când o să ne întâlnim, ăsta este bugetul. Haideți să vedem ce punem la reparații. Care-i ordinea... Dați drumul la bani pe care o aveți acum aici, așa. Da, dar atunci când facem să... Da, să le avem în față. Da. Mai ai ceva? Mai aveți ceva? Nu. Eu am întrebare către domnul primar. Am făcut o cerere pe 22-11 în care... V-am rugat să-mi spuneți motivele demiterii mele din Comisia de Recepție. Eu am făcut-o, am dat-o, nu știu cât am dat-o. Da, iar dumneavoastră, ca răspuns... Oleu, dar v-ai dat și pe mine afară? Ca să știu ce am făcut. Ia s-a auzit. Așa, da, așa că primarul coordonează serviciile publice de interes local, numește, sancționează și dispune modificarea suspendării. Așa e nevoie de sancțiune atunci. Ați călcat pe bec, doamne. Eu v-am cerut motivul. V-am cerut să-mi explicați cine mă dă afară și cine nu mă dă. Eu v-am dat răspunsul scris. Nu, vreau motivul. Păi motivul vi l-am dat scris, conformat. Motivul nu mi-a dat așa, numește, primarul numește și sancționează. Dar să-i spui așa, nu-mi convine înălțimea ta și greutatea ta. Exact, da. Deci nu, deci asta e treaba. Nu, ăla nu-i motiv, e invocat niște articole legale, că ai tu dreptul să faci nu știu ce, dar pe motivul. Motivarea. Nu, personalul vă dau. Cine mai Cătălin, mai am și eu o singură. Dar stați mai ești, zi-am finit cu mingăriță. Da, ai ședința, nu? Lasă-mă, bebe, ai ședința. Ai pe 20 de oameni, ești, ai... Bine, spune, dar dacă mă spune... Dar dacă vorbești, spune doamna, că o spus doamna. Nu, 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 vorbește. Nu, dar spuneți, nu are nicio problemă. Spune doamna ce. Eu vroiam să întreb, să vă întreb. Aș vrea să propun o împădurire. Spre exemplu, la, cum coborâm la stejarul, pământul ăla coboară până în stradă. Mă uit de ani de zile la el, cum lunecă terenul. Și aici, spre exemplu, la pădurea primării, sau știu eu ce-o fi pe aici. Să facem o împădurire, să vorbim cu cineva, să luăm niște puieți de... Și de saltă, și de... Trebuie văzut, trebuie interesat cumva. Islas, dar dincolo este tot Islas? Unde? Spre Strugari, spre stejarul, partea aia. Păi are! Și aici, la noi, spre exemplu, unde s-au tăiat copacii ăștia, unde s-au tăiat copacii. Ideea e bună, știi ce face? Poftim? Vorbim degeaba. Care s-au tăiat copacii din la primărie, din pădurea primăriei. Nu s-au dat și la biserici, s-au dat și la... Nu se poate împăduri, să împădurim, să facem o plantare, o știu eu. Nu știu cum să zic. Doamne, veniți un proiect de hotărâre. Doamne, faceți un proiect de hotărâre. Lăsați vorbe, că vorbele rămân în urmă noi. Faceți un proiect de hotărâre. Că să vedeți că aveți tari în pătea voastră. Eu îl susțin. Am înțeles. Tu rămintare. Păi da. Nu, că vorbele nu. Nu, că spre exemplu și copiii, când au școală după școală, în vară, pot să participe la o acțiune de asta, de plantare de pom, cum au fost și în alte, ecologic, știu eu, cum să ia? Da, ecologie, protecția mediului sau... Da, și să, da, sunt bani alocați special de la guvern, prin Ministerul Agriculturii, pentru păduri. Și să putem face pe luați legătura cu Colul Silvii. Dar mai ales de proprietății. De proprietăți, pe Islazul. Pe imaginea drumului. Islazul nu. Nu, pe Islazul nu poți ce faci pe aici. Am înțeles. Locul la cealaltă pădurii, pădurii se poate. Am înțeles. Acolo sunt pădurești natural, nu mai intervii. Lăstări și este. Nu. Și se face copac. Zanfinești. Vă primați și măsuri ați luat referitor cu tăierii pădurilor care se... Tâmplă la noi de comună acum, v-am făcut o informare,
acum câteva zile. Ești poliție, șef din poștă. Ați făcut vreo adresă de poliție, ați anunțat cineva de astăzi? Dar ascult dumneavoastră, am vorbit personal. Dar nu eu, lasă-mă medic. Ce vă deci poliția are obligația cu primarul. Primarul primar nu-i pașnic. Am mai fost picteau. Am găsit pânzii. Și dacă dumneavoastră ați făcut adresă. Dacă eu fost confiscat, vreau spus la poliție, ei muncesc și dați să dați căruță înapoi. La cei care dânsul îi fac lăsare. Și eu pot să afirm orice și dumneavoastră. Nu o să afirmă, mi-a spus că oamenii au ce altceva. Spus la dovadă, aveți? Cum să nu, dar unde-ți căruțele? Timpul de azi, unde-ți căruțe? Face un raport al comandării de specialitate, iar primarul, pe urmă, face o expunere de motive. Spuneți, ce mă sună, doamne, să-i tot cu tăiere, oamenii din capul satul de acolo, tot timpul sună și tai noaptea la 1, noaptea la 2, dimineața. Și obligația cui, domnul Mihai? Avea sau o poliție? Ca primar, eu am dispus. Să inițiați o acțiuni, să aveți o adresă făcută către jandarmerii, către postul de poliție. Păi, ești număr de urgență 112. Și când vedeți așa ceva, sunați la 112. Și atunci, mă anunțe și când e nici eu. Ei au spus așa că și nu, nivel de primării și neați ca primar, trebuie să faceți niște demersuri către autoritățile. Cine v-a spus dumneavoastră? Poliția, jandarmeria. Da. Uite, trebuie și așa trebuie să ajungă la domnul Copilac, n-am ajuns, ajung mâine. Și uite, am să fac un scris la poliție la Mâinești. Păi cum să nu? Trebuie să faci scris. Avem poliții pe plan normal. Da, dar dumneavoastră nu ne-ați informat. Am fost eu, dar dumneavoastră... Eu am înțeles că cineva din sabie la dumneavoastră chiar am o copii jos, a sunat la 1-2 și i-a dat totul ia amendă. Haideți să vă mai spun ce să vă mai întâmplă. Eu dat omul, nu știu cum îl cheamă. Și-a lăsat copia pe cerbat. Tot omul a luat amendul. Că suna la 112, a venit la amendul. Oricare cetățean care intervine, pun telefon la 112, da. În afară de faptul că își asumă responsabilitatea unui denunț, să spunem așa, prin faptul că este dirijat organul de poliție, nu știu cum Dumnezeu să află la noi, că Cutare Popescu l-a dat în primire pe Cutare. Și încep tot felul de vânzoleli din astea, care nu sunt corecte, nu sunt reale, deși omul de bună credință a vrut să stopeze un hoție, un fur. Ei, acum, prin ce a spus el, din poziția de autoritate publică, primarul, când a spus ceva polițistului, când a luat legătura cu șeful de la Ocol sau de la jandarmerie, are altă postură și să întrerupă acele acuze că vezi, m-a turnat cu tare, că m-a turnat cu tare, pentru că intervine exercițiul autorității. Și nu mai deci, cum se spune, am auzit odată, a, că m-a ăla cu tare, a dat telefon, să vezi ce-i fac eu lui. Îi spar mașina. Ori primarului nu îi se poate spune așa ceva, pentru că este autoritatea publică, pentru că nu are nici mașină. Ce postură are omul, adică omul sunt la un doi și este sancționat tot omul. Mi-a dat amendă din nu știu cât, la o persoană. Și a rămas ca cu acel document și mă duc la Mâinești, la șeful de poliție și îi spun acea. Pentru că nu sunt încurajat. Așa sunt încurajat. Dar știți ce se întâmplă? Cineva spune că nu ați fi încurajat să mai tai. Acum, să fură numai din lanță mare. Domnul Mihai, dar să fură din lanță mare de la scoție? Nu! Dar cum se apoi, cum se încurajez eu? Au fost atâția primari și fură de-a lucrat. Dar pe vară sunt primari. Mai poate ați cine-o fost? Cine este acum, la ora actuală, mai bune cine-o fost. Deci au mâncat ursul, îi vom mânca, n-ai înțeles? Deci, da, eu vă spunem și noi fiecare, ca să ajutăm la toți. Da, da, nu știu. Nu e bine, deci. Mai ai ceva? Mai 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 ceva? Problema tot cu pădurea la Grigorenie. S-a angajat pădurat, ca așa spune, s-a marcat pe dealul la Pădureanu, cu Ocolul Silvic. Asta nu-i privește. Asta nu-i privește. Dar cine a spus treaba asta? Dar care vorbește, care mă întreabă... Dar cine e? Că dacă nu spuneți numele, asta înseamnă bârșa. Cernat Gheorghi... Ăla-i, Cernat Gheorghi... Babă, nu? Babă, e sunt distrată. Domnule, să mă mai uși după copaci, marcați pe pădurile oamenilor, asta nu mai e treaba. Te rog să te uiți după traci, doamne. Aici am văzut private. Doamne, asta zic, nu mai știu. Dar de unde și știu? Mă pune. Păi, și nu văd eu. Dar mi-a zis și mine arunțul, doamne. Nici să mă căp, să mă căp. Nici să ia miședința, ca să poată pleca fata. A zis închid miședința. Vrea doamna și plecă. Vrei să fie înregistrat sau no, să poate încheia ședința? Spuneți că încheia ședința să plece doamna și doamna și mai continuăm. Noi continuăm. Poate vrea neapărat să fie înregistrat. Dacă doamna îți cere și doamna la trecă. Veniți, măi, oameni, pe picioarele voastre. Dar doamna vrea să plece, la auzi? Hai, repede! Da, eu...
Trei probleme scurte. Eu aș vrea ca într-una dintre edițiile următoare să fie invitat șeful de post să ne spună într-adevăr despre ce a spus Da, și despre alte furturi care s-au întâmplat în comună. Deci, polițistul invitat, șeful de post. Mai departe, a doua problemă. Cu ora asta de începerea ședinților, eu cred că ar mai trebui să mai discutăm. Mie mi se pare că la mijlocul zilei pierdem ziua. Primarul mai să noi acum nu prea avem treabă, dar începând de când se încălzește vremea, poate noi mai avem și alte lucruri. Eu nu pot pleca de la servici dimineața. Eu v-am spus părerea mea. Nu vă vine concret. Eu zic că mai bine ar trebui să vină la oprație. Eu nu pot pleca de la servici. Dar dacă eu la 8 jumătate nu pot nicio problemă. Fără răutate. Comentarii vis-a-vis de data nu sunt încă. Nu sunt. Pentru că facem când putem. Dar de oră, în ultimele două, trei luni, am mai auzit colegii care au servici. Uite, eu zic, cu Mircea, acum, până la urmă, noi suntem soldați la vedi. Venim ca să cere. Da? Dar nu e chiar problema asta. Că și la noi trebuie să vii de dimineață să avem și noi.